bine v-am găsit la un nou oracoloscop de luna nouă. Acum când filmez, suntem undeva între luna nouă din Taur, care a avut loc la început de lună mai, și luna plină din Săgetător. La sfârșitul lunii mai, Jupiter părăsește Taurul, unde stă de vreun an de zile, și intră în Gemeni, unde va sta până în iunie 2025. De aceea mă voi referi la acest eveniment foarte mult, pentru că Jupiter este o planetă de creștere, de amplificare, de extindere, de progres pe diverse planuri și să sperăm că cele trei variante de interpretare care urmează vor da astfel de mesaje. Dar veți putea alege dintre cele trei variante și am să vă explic imediat cum. Găsiți aici trei teancuri de cărți oracol, metaforice, simbolice, dar și cărți de tarot, același număr de cărți la toate cele trei, atâta doar că pentru a vă fi mai ușor să alegeți am pus o primă carte de o culoare diferită, astfel încât vedeți aici teancul verde, dar asociat și unei pietre de culoare verde, teancul violet asociat pietrei violet și teancul albastru asociat unei pietre albastre. Dar, după cum vedeți, dacă în alte etalări v-ați luat și după culorile trandafirilor, puteți să vă luați și după aceste criterii de selecție. Dar nu e singurul criteriu de selecție, pentru că veți vedea că în acest cufăraș sunt 31 de date de naștere, atât data de naștere, ziua nașterii, și deci dacă vă veți regăsi și în acele numere 10, 10 și respectiv 11 date de naștere, indiferent de luna nașterii, zodia nașterii, anul nașterii, atunci ar putea să fie o etalare care vă este dedicată. Deci puteți să alegeți intuitiv după cum vă atrage, ori după culoarea cristalului sau a cărții, ori după trandafir, ori sau și după data nașterii, pe care o găsiți jos în descriere. Fiecare variantă asociată are deja scrise datele de naștere, astfel încât să vă duceți direct la minutul și secunda care vă interesează. Dar nu înainte de a vorbi un pic de energia lunii noi despre care vorbim aici. Este o lună nouă în Taur. O lună nouă în Taur are ca mesaj pe un set oracol numit Moonology acest simbol, care vorbește de prosperitate. Tocmai de aia leg foarte tare și de Jupiter. Jupiter, printre altele, planeta care își schimbă energia din Taur în Gemeni, în luna mai, este și o planetă a prosperității, a oportunităților, a șanselor, a norocului, dar și a progresului, a creșterii, așa cum v-am spus. Deci, iată, poate vorbim de prosperitate în această perioadă. Ca atare, faptul că leg acest oracolscop de intrarea lui Jupiter în Gemeni, eu l-aș manifesta ca ceea ce spun aici să se lege de tot intervalul trecerii lui Jupiter prin Gemeni, adică undeva între luna mai 2024 și iunie 2025, încât dacă vedeți acest film în decembrie sau în octombrie sau la anul, în februarie, ar putea fi acolo un mesaj pentru voi. Nu vreau să delimitez acest tip de etalări la un interval atât de scurt cum este un ciclu lunar, da? Pornește la luna nouă, păstrăm energia lunii noi din Taur, dar îl trimitem așa către anul viitor, atât timp cât trece Jupiter prin Gemeni. Dacă m-ați mai urmărit de lungul timpului la acest gen de etalări, ați văzut că, poate mai ales de anul ăsta, leg fiecare oracolscop de câte un eveniment astrologic important. De exemplu, la începutul anului, în decembrie, cred, am făcut un oracolscop dedicat întregului an 2024. Puteți să căutați oracolscop de decembrie. În ianuarie am legat oracolscop de intrarea lui Pluto în Vărsător și Pluto o să ne influențeze 20 de ani de acum înainte. În februarie am legat foarte mult de luna iubirii, că de era Dragobetele, era Valentine la momentul respectiv și ca atare mega etalarea de atunci avea strânsă legătură cu sufletul, inima, dragostea și așa mai departe. În martie l-am dedicat doamnelor, eternului feminin, deci puteți să-l vedeți în continuare că nu a trecut valabilitatea acelor mesaje. În aprilie le-am defalcat pe zodii toate aceste etalări și acolo veți găsi
mesaje de eclipsă, pentru că luna aprilie a venit cu un interval al eclipselor, iar acum în mai, iată, leg de Jupiter. Deci, din nou, cu termen de valabilitate ceva mai mare până la anul în iunie 2025. Nu știu ce voi spune la următoarele oracolscope, nici nu știu cum să le spun, oracolscop de iunie, de iulie și așa mai departe. Sigur, avem peste tot câte un eveniment important și dacă nu le-ați văzut pe cele anterioare și care sunt încă valabile, puteți să intrați pe acest canal de YouTube în punctul de plecare, în playlist-ul numit Etalări în Tarot și acolo veți găsi toate etalările cu numele de oracolscop de-a lungul timpului. Că cine știe, poate acolo vă așteaptă niște mesaje și nu le-ați primit. Deci, nu uitați, lună nouă în Taur, acum în mai, cu mesajul prosperității. Prosperitatea este înaintea ta. Undeva la mijloc, când va avea loc faza de lună plină în Săgetător, mesajul este, privește lucrurile în ansamblu de deasupra. Iar la finalul acestui ciclu, la finalul acestui ciclu lunar, va avea loc faza de lună nouă în Gemeni, în luna iunie, când deja Jupiter va fi acolo în Gemeni și vorbește de comunicare. Comunicarea este cheia. Stăm sub influența acestor trei mesaje, ca atare și cele trei variante de interpretare pe care vă invit să le alegeți sau pur și simplu să așteptați să vedeți dacă sunt și zilele care vă interesează, ziua nașterii, puteți să ascultați și pentru cei dragi, evident, nu doar pentru voi, că poate vă așteaptă niște mesaje interesante. Și vă mulțumesc celor care de-a lungul timpului ați stat un pic și ați analizat și ați aprofundat acele mesaje. N-ați așteptat de acolo previziuni, n-ați așteptat de acolo spectaculosul, ci chiar au fost niște butoane pe care ați apăsat cu ajutorul acestor etalări să sondați un pic adânc în suflet. Și minunat pentru cei care v-ați regăsit, v-ați gândit, v-ați pus întrebări, ba chiar mi-a scris foarte multe mesaje, un feedback nemaipomenit și nu pot să spun decât că sunt foarte fericită, împlinită, că mesajul meu ajunge la urechile potrivite la momentul potrivit. Și asta manifest și în acest moment, ca una dintre cele trei variante, sau da, le puteți asculta pe toate trei, că cine știe, nu cine știe, cu siguranță vor fi diferite și poate un aspect al vieții voastre primește răspuns în varianta 1, un alt aspect în varianta 2, deci puteți să le ascultați așa în timp, nu pe toate odată, că sigur va fi o etalare destul de lungă, așa cum fac eu de obicei, probabil undeva peste o oră va dura toată etalarea, că ia câtă, am multe cărți aici și vreau să le traduc pe toate, așa cum am să fiu inspirată de sus. Așa că hai să manifestăm ca aceste mesaje să ajungă la cine trebuie, la urechea potrivită, în momentul potrivit, să ofere îndrumarea, ghidarea potrivită. Nu uitați că dacă rezonați cu ceea ce vedeți aici, dacă vă ajută, dacă vă ghidează, dacă vă dă niște răspunsuri sau măcar vă pune un pic pe gânduri, și vă ridică mai multe semne de întrebare, puteți să dați un like, puteți să distribuiți sau există și posibilitatea de a face o donație. Evident, dacă veți dori, sub fiecare video există un buton numit mulțumiri în care puteți alege, dacă vă ajută cu ceva ceea ce auziți, puteți alege o variantă de susținere financiară acestui tip de etalări și vă mulțumesc dacă o faceți. Vă invit jos în descriere să căutați varianta aleasă, ori conform celor câte criterii, trei criterii de selecție de aici, ori conform acestor date de naștere pe care le găsiți deja înșiruite. Dacă ați ales varianta asociată trandafirului roșu sau setului de cărți albastre, dar și a pietrei, a cristalului albastru, este un cristal de apatit, sau dacă vă regăsiți în aceste date de naștere, zile de naștere, indiferent de anul, zodia sau luna nașterii, aceasta ar putea fi etalarea pentru voi de lună nouă, dar și cu iz jupiterian, așa cum vă ziceam. Dacă v-ați născut într-o zi de 30, 2, 27, 7, 22, 25, 3,
15, 1 și încă una sau 14, aceasta ar putea fi etalarea pentru voi. Le găsiți jos, în ordine, ca să vă fie mai ușor să le descoperiți. Vorbim despre Jupiter în gemeni. Gemenii țin foarte mult de comunicare, relaționare, oameni. Și chiar am regăsit ceva din energia gemenilor în această etalare. Și asta vine odată cu această carte, care chiar așa se numește, comunicare. Ce drept, mai are niște simboluri, scrie mesaje, călătorii și comunicare. Și veți vedea că unul dintre aceste cuvinte se repetă pe parcursul etalării. Și eu de obicei mă leg foarte mult de simbolurile repetate care apar într-o etalare. Deocamdată nu știu despre ce voi vorbi, știți foarte bine că la mine se leagă povestea odată cu descoperirea simbolurilor de pe masă. Uneori încep cu cărțile repetate și iată, se repetă cuvântul travel, călătorie, aici, travel, aici, is, de gemeni, Jupiter în gemeni, da, Jupiter în gemeni ține foarte mult de călătorii. În principal, Jupiter ține foarte mult de călătorii, dar mai leg uneori etalările și de, sau încep, mai bine zis, cu cărțile cu iz negativ. Adică au așa o oarecare simbolistică neplăcută. Și nu prea sunt decât acestea două, să zicem așa. Aceasta este cartea 9 de spade. Așa cum arată și imaginea și cum probabil o știți din alte tipuri de tarot, este un om în patul de suferință, chinuit de gânduri, cele 9 săbii care îi trec prin minte, prin suflet, prin viață. E un pic doborât acest om. E cartea de dinaintea lui 10 de spade și dacă știți cum arată 10 de spade, acolo la 10 de spade omul e deja la pământ cu toate săbile înfipte în el. Deci nu mai are nicio scăpare, ci este de-a dreptul la pământ. E vorba de 9 de spade. Încât cei care mă urmăriți aici sau ați ales aceste variante, poate sunteți într-un astfel de moment al destinului pe un anumit plan al vieții când v-au copleșit gândurile, sunteți îngrijorat, stresat, terminat, este și o carte a insomniilor, a bătăilor de cap, când nu găsiți soluții la probleme. Sunt atât de multe probleme în viața voastră, încât e un vârtej de gânduri, iată cum arată și această imagine. Toate săbile alea deja au creat un vortex deasupra capului acestui om care nu-și găsește liniștea. Sunteți în această fază de bătaie de cap, probabil de ceva vreme. Căutând, evident, întrebându-vă încotro s-o luați. Și iată, sunteți în faza asta, acestei cărți. Este 7 de monede care se numește așteptarea rezultatelor. De-aia vă bateți capul. Probabil ați aruncat niște planuri în univers. Sunt în plină desfășurare, ați pus sămânța cândva, poate la alte luni noi, pentru că o lună nouă întotdeauna este benefică unei semințe puse în sol, cu atât mai mult dacă ați văzut horoscoapele acelor momente de lună nouă în Taur, v-am tot spus de metafora seminței pe care trebuie să o punem într-un sol bine afunat, ca de aici să iasă o recoltă. Voi așteptați o recoltă, o recoltă care deocamdată nu prea se arată. Am zis deocamdată și tocmai de aia, vai de mine, de ce eu nu le primesc, de ce sunt eu atât de ghinionist. Suntem de multe ori tentați să vedem jumătatea goală a paharului atunci când așteptăm rezultatele, dar ele întârzie se apară. Tocmai de aia zice awaiting, așteptarea rezultatelor. Dar, totuși, elementul timp este foarte important în această etalare. Așteptarea, ce înseamnă timp, dar a mai apărut o carte numită procrastinare. E un cuvânt pe care eu l-am auzit de vreo 2 ani încoace, până acum nu l-am știut și am auzit acum din ce în ce mai des. Procrastinarea este momentul ăla când tot amâni, nu acum, nu deocamdată. Amânare
care înseamnă tot timp. Aici este așteptare, ceea ce înseamnă răbdarea rezultatelor, dar și procrastinarea este amânarea rezultatelor. Poate rezultatele nu apar pentru că nici noi, sau mă rog, cei care vedeți această etalare, n-ați făcut încă ceva care să genereze acele rezultate. Le-ați amânat. Lasă, altă dată, mâine. Cu Jupiter în Taur până luna mai 2024, mulți am fost îndemnați la o recoltă, să punem sămânța unei recolte, ca apoi să o așteptăm. E, poate unii nici măcar n-am pus sămânța. Și atunci ce rezultate să așteptăm? N-am făcut o schimbare, asta înseamnă sămânța. N-am apăsat un buton, apoi dacă eu n-am apăsat butonul ăla și tot l-am amânat din diverse motive, zona de confort, puțină comoditate, lasă să facă altul, grijile astea pe care vi le-ați făcut, normal că n-are ce să apară. Dar nu uitați, lunile aprilie, mai, cât de pline în evenimente jupiteriene au fost, tocmai de aia aleg această etalare de Jupiter foarte mult. Jupiter s-a întâlnit cu Uranus în luna aprilie, Jupiter se întâlnește cu Soarele și cu Venus în luna mai, iar imediat după ce se va muta în Gemeni, se va mai întâlni și acolo cu Mercur, la el acasă. Iată, și cartea asta chiar se numește Mercur. Aici scrie Mercur. Poate ceva din ceea ce urmează eu să spun acum, legând de Jupiter, se va declanșa odată cu conjuncția dintre Jupiter și Mercur de luna iunie. Urmăriți horoscoapele mele din momentele respective să auziți când se va întâlni Jupiter cu Mercur în Gemeni, cu Mercur la el acasă. Așa cum în luna mai Jupiter în Taur încă se întâlnește cu Venus la ea acasă în Taur, e, luna viitoare se va întâlni Jupiter cu Mercur la el acasă în Gemeni. Interesant moment, deci ăla poate fi aproape cu iz de sămânță, așa cum spuneam. Trimiteți mesaj într-o sticlă. Iată, ce este mesajul într-o sticlă? Uneori, naufragiatul, ce cale de comunicare are? Un mesaj într-o sticlă, dar poate este un mesaj pe care tot amânați să-l trimiteți către univers, nu către cineva anume. Nu leg povestea asta de un personaj din viața voastră. Sigur, voi vă puteți asocia etalarea mea cu orice plan al vieții voastre. Vă puteți gândi la ceea ce vă bate gândul. Asta este. Stresul ăla major al momentului poate vă duce cu gândul această etalare. E probabil acest stres necesită un mesaj pe care ori îl așteptați, ori trebuie să-l trimiteți. Dar mesaj poate să însemne orice. Gândul, cuvântul, că îl scrieți, că îl tastați, că îl gândiți doar, da, îl trimiteți în univers sub formă de gând, ăsta poate fi momentul. Acum, în intervalul în care Jupiter dă buzna în Gemeni și ne activează mintea, da, poate ne activează și comunicarea și cum leg foarte tare, nu uitați, luna nouă din Gemeni din iunie, de la capătul acestui ciclu lunar, vorbește de comunicare. Poate amânarea aia, timpul, elementul timp despre care vorbeam aici și cu care vă bateți capul de atâta timp, e strâns legată de incapacitatea de a transpune în cuvinte un gând. Ce să fac? Ce să fac? Cum să fac? Cum să spun? De aici bătaia de cap. De aici gânduri peste gânduri. Este nouă de spade. Nouă de spade ține de elementul aer, care înseamnă Gemeni. Da, vă puteți gândi la energia gemenilor. Mamă, câte am în cap, ziceți voi. Dar, apoi dar înseamnă procrastinare. Nu acum. Nu am... Aș vrea... Și când zic aș vrea, aștept rezultatele astea. Și universul vă întreabă, le poți avea? Jupiter te poate ajuta să culegi recolta asta dacă nu mai amâni ceva. Nu mai procrastinezi, vorba aia. Dă-te jos din patul ăsta de suferință, că asta este un om într-un pat terminat acolo și nu mai face nimic decât să-și bată capul. Dar omul ăsta poate da, e marca de regrete, de resentimente, de amintiri, de tot acâmul, dar omul ăsta trebuie să se dea jos din pat și să transpună ceea ce a gândit, că își bate capul, ce a gândit să transpună în realitate. Nu mai amâna, spune universul. Nu mai procrastina. Asta este mesajul acestei etalări.
coboară din pat, fă ceva, pune sămânța, udă sămânța. Da, pune sămânța. A ieșit cartea aceasta, care se numește Grounding. Grounding înseamnă împământare. Păi unde pui sămânța? În pământ. Dar poate deja sămânța aia a spus-o. Și de aia așteptați rezultatele care nu mai apar. Unde sunt alea? Le-a spus acele semințe pe perioada trecerii lui Jupiter prin Taur. Taurul fiind elementul ogor, elementul pământ fertil, elementul grounding, împământare. E, acum, elementul pământ are nevoie de apă ca să-i crească sămânța. Și a ieșit cartea cupa. Vasul. Vasul cu apă. Vasul cu ce aveți voi de pus la floricica aia dacă vreți să crească. Că sigur că poate să crească. Poate încă n-ați pus-o. Poate urmează să puneți sămânța. Asta trebuie să analizați. Am pus sămânța sau n-am pus sămânța? A ieșit ceva din sămânța asta? Am pus apa potrivită din cupa potrivită la sămânța aia? Sau tot am amânat-o? Păi normal că dacă tot amâni, unu, însămânțarea, doi, udarea plantei, nu prindeți rădăcină. Unele plante, unele semințe trebuie însămânțate atunci când le e timpul ca să crească ceva. Nu la iarnă. Bulbii de flori trebuie puși în toamnă, sămânța trebuie pusă în toamnă, mamă, cine știe, copăceii trebuie plantați primăvara. Nu știu, există niște reguli, metaforic vorbind, ceea ce spun eu acum, ca unele lucruri să le facem la timpul potrivit, divin potrivit, ca acea sămânță să se prindă. Că poate unii n-ați făcut-o la timpul potrivit. Și de-aia vă îndeamnă în perioada asta universul. Și vă trimite mesaje, iar câte tot felul de mesaje, să faceți ceva, să vă grăbiți. Vezi că trece perioada însămânțării. Și dacă pui peste o lună, metaforic vorbind, sămânța asta, degeaba aștepți tu recoltă pe timpul iernii, că nu a crescut pe timpul verii, nu ai udat pe timpul verii, nu a crescut pe timpul toamnei și așa mai departe. Anotimpurile vieții, nu anotimpurile meteorologice, spun aici. Dacă n-ai prins momentul potrivit și poate asta regretă omul ăsta. Că n-a însămânțat în anotimpul potrivit. Doamne, eu am pus grâu în februarie. Ce grâu să-ți iasă în februarie? Nu știu, poate se pune grâu în februarie, habar n-am, dar ca idee. Am pus trandafiri în decembrie. Cum să se prindă trandafirul în gheț? Și așa mai departe. Și vine ideea, că de-aia își bate capul, vine mesajul divin, vine o intuiție la urechea acestui personaj că e timpul să facă ceva, să pună sămânța. Sau dacă a pus-o, să se ocupe de ea, să o ude, să o îngrijească, să o crească. Iar Jupiter este o planetă a creșterii, a progresului, a evoluției, a amplificării, dar trebuie ca sămânța aia să fie deja în pământ. Nu e în pământ? Puneți-o acum, că de aia a ieșit și cuvântul împământare. Și dacă vă uitați bine, chiar ține de elementele naturii toată povestea asta. Copaci, frunzulițe, soare, rădăcină, frunză. Da, anotimpurile. Nu întâmplător am făcut legătura cu anotimpurile. Și alături cupa. Cupa care este stropitoarea cu care udăm noi sămânța. Vă spuneam în horoscoapele momentului, atunci în luna mai, când aveau loc toate cele conjuncții jupiteriene în Taur, că sunt ploi benefice. Sunt acele auspicii benefice ca unele lucruri să se întâmple și să crească sămânța pe care am pus-o. Așa că grăbiți-vă, nu mai amânați însămânțarea. Ce-o fi însemnând însămânțarea? Însămânțarea este un plan de la care eu aștept enorm rezultate, chiar și imaginea vă duce cu gândul același lucru la agricultură. Este un copac plantat și prin această femeie, nici nu-mi dau seama, focalizează sau nu focalizează, dar parcă se vede ceva acolo, prin haina acestei persoane crește un copac. Și uite și copacul. Și uite și copacul și aici. Ce interesant. Ascultați cântecul, copacul. Că despre voi e vorba aici. Voi sunteți copacul, viața voastră este copacul. Și crește un copac. Dar
cum am spus, în unele cazuri n-ați făcut niște lucrări agricole la copacul ăla atunci când trebuia. Nu i-ați cules roadele sau stafidit pe crengi, nu ați udat sau uscat și i-au căzut frunzele, nu i-ați tăiat crengile bolnave de sau înmulțit dăunătorii și așa mai departe. E, trebuie să vă ocupați de copacul ăsta care e prin voi, e esența vieții voastre. Și aici copaci, și aici copac. Ba chiar aici deja se văd roadele. Vedeți, femeia are în mâini struguri, dar roade, de fapt. Roadele alea pe care le așteptați de la copacul ăsta sunt acolo. Dacă, unu, ați pus deja copacelul în pământ, l-ați sădit, l-ați plantat la momentul potrivit, dacă nu, e timpul să o faceți, după care să vă ocupați. Nu mai amânați. Faceți dintr-un plan al vieții voastre egal copac, faceți prioritatea numărul 1. Nu mai amânați. Să o fac, să nu o fac, dar e bine, dar nu e bine. Exact imaginea de aici. O, da, e bine. O, da, e momentul. E, trebuie să faceți un pic de ordine în minte și de-aia a apărut cartea Organize the Mind. Organizează-ți mintea. Apoi omul ăsta numai organizare nu este în mintea lui. E un vârtej, un haos. Poate viața voastră e prea încurcată într-un astfel de moment. E un haos în mintea voastră. Și dacă e haos, clar că nu știți ce să faceți, clar că toate lucrările alea agricole le faceți haotic. E, asta vă transmite etalarea. Fă-ți ordine în gânduri, în viață, priorități. Exact ca la lucrările pământului, lucrările pământului, lucrările ogorului, lucrările în livadă, hai să luăm că vorbim de copaci aici, lucrările în livadă nu le faci de capul tău, nu le faci în alte anotimpuri decât atunci când trebuie. E, asta trebuie să vă faceți planificatorul pentru marile voastre planuri, ăla, marele, copacul de care vă ziceam, din care clar că o să apară și roadele potrivite, să vă creați planificatorul pe un anumit termen, care o fi acela, poate exact pe perioada asta a lui Jupiter prin Gemeni, între mai 2024 și iunie 2025, ca din plântuța aia să iasă dita mai copacul. Iată-l ce frumos crește. Asta e viața voastră, care trece prin voi. Și copacul ăsta va prinde rădăcini, e stejar, nu e un copăcel oarecare. Ăsta sunteți voi. Ba chiar această imagine, deja copăcelul ăsta care trece prin femeia cu pricina, are și un fruct, are un măr de aur, aici în vârf are un măr. Aparent e un copac uscat, stânga-dreapta are copaci cu flori, flori, roade, nu contează. Dar prin ea trece un copac gol, hai să zicem așa. Dar în vârful copacului ăla gol e un măr de aur aici în vârf. Deci până și un copac sterp, uscat, de care nu v-ați ocupat, neîntreținut, nealimentat, căruia nu i-ați făcut lucrările de rigoare, până și acolo poate da un măr de aur întorcându-vă la el, ocupându-vă de el. Ce-o fi copacul din viața voastră de care nu v-ați ocupat? Că l-ați amânat. De voi înși vă, n-am timp de mine acum. De copii, n-am timp de copii acum, că e cariera. De viața sentimentală, n-am timp de asta. Era ceva care începea cu n-am timp sau nu acum sau nu-i momentul. Uneori, din proprie voință, eu decid că nu e momentul sau în alte situații au intervenit alte condiții, să zicem, defavorabile, care nu au permis lucrurile alea să se întâmple atunci. De ce? Că mai aveți ceva de lucru la voi, că mai aveți ceva de crescut, copăcelul ăla nu era pregătit, nu ați primit marfă de valoare, de calitate, ca să iasă de acolo o recoltă, de tot ați căutat, ați învățat. Ați cântărit și de-aia mă refer la această carte, e doi de monede. În tarotul clasic, în care un om stă așa cu două monede, una stânga, una dreapta și cântărește.
Poate de aia ați și amânat foarte multă vreme. În unele cazuri, acest doi de monede inspiră ideea de indecizie, instabilitate, de lucru pe două fronturi. Aș merge și într-acolo, aș merge și într-acolo. Nu mă hotărăsc eu cu care votez. Jonglez între planul A și planul B. Și tocmai de aici amânarea, și tocmai de aici... Cum să crească un copac dacă eu mă ocupam și de copac, dar mă mai ocupam și de altceva în același timp? Sau de doi copaci deopotrivă? E, acum vi se spune, organizează-ți mintea, alege, cu alte cuvinte, dintre cele două, alege-ți prioritatea numărul 1 și ocupă-te. E, probabil sunteți într-un astfel de moment de decizie. Eu cu cine votez, nu? Din multiplele variante pe care le-ați încercat de-a lungul timpului, acele două luntri între care ați oscilat o vreme, pe semne că trebuie să alegeți una dintre ele. Copacul prioritar al momentului. Că acum e momentul. Acum e anotimpul potrivit să vă ocupați de copac. Nu peste 5 luni. Că deja să te ocupi de un copac la toamnă nu ne mai ajută la nimic. Și ceea ce spun, evident, este metaforic. Dacă unele lucruri sunt date să se întâmple atunci când e mai bine pentru copac, atunci trebuie să te ocupi. În primăvara vieții, în toamna vieții, care o fi evenimentul agricol de care trebuie să vă ocupați, dacă e vorba de a prinde rădăcini, este un anumit timp, să prindă tulpină e un anumit timp, să facă flori e un anumit timp, să polenizeze în anumit timp, nu oricând. Și de elementul timp, pe semne că este foarte stringent în perioada asta pentru voi. E, ziceam că sunteți la faza de decizie. Eu încotro merg stânga-dreapta, stânga-dreapta, dar probabil că exact asta o să faceți, o să vă ajute foarte mult perioada imediat următoare, că e o lună, că e până la anul în iunie. Voi faceți și ce scrie pe această carte, discernământ. Ce faci când discerni? Alegi cea mai bună variantă, A sau B. Că de-aia stă cu două monede în brațe omul ăsta. Mai parcă m-aș duce și în stânga, dar cum să las dreapta? Parcă aș face asta, dar nu pot să o las pe cealaltă. Două căi paralele. E, vine un moment în care trebuie să hotărăști. Și probabil asta veți face, o organizare a minții, cum am zis, ajungeți la o fază de echilibru între multiplele căi printre care vă mișcați ca să faceți alegerea cea mai bună. Și iată, e și cartea Yin-Yang. Echilibru. A sau B. În unele cazuri le putem face și pe amândouă. În unele cazuri. Poate în stânga aveți cariera, poate în dreapta aveți familia. Eu pe care o pun la înaintare? Le pot duce și pe amândouă. E tocmai în asta constă. Niciuna din cele două, aici vorbim de două variante în care nu puteți alege, ci trebuie să le duceți pe amândouă, niciuna dintre ele nu poate fi dată la o parte. Trebuie să oferiți aceeași atenție și la una și la alta. Dar în unele cazuri, poate trebuie inversată prioritatea. Dacă până acum ați pus preț pe bani, poate e vremea să puneți preț pe dezvoltare personală. Dacă până acum v-ați ocupat doar de voi, poate de acum încolo trebuie să vă ocupați de altcineva. Ceva de genul. Balanța asta, yin-yang, pentru echilibru, pentru armonizare, pentru a vă simți voi bine, cu voi, împăcați cu voi, cu ceea ce decideți, iată, de-aia se cheamă discernământ. Care e cea mai bună variantă? Discerne, zice Universul, alege. A discerne e mai mult decât a alege. Știți cum este? Discerne între bine și rău. Nu e alege între bine și rău, discerne, e cu totul altceva discernământul. Căutați în Dex ce înseamnă discernământ. Discernământ nu înseamnă doar aleg. Ala bala portocala, parcă o iau pe aia. Nu. Asta e cea mai bună a discerne. Discerne ce faci bine, ce faci rău. Clar că dai seama. E un proces de gândire acolo, de analiză, și de aia discern. Ia să văd ce scrie pe această carte. Ești capabil să manifesti puterea de a distinge iubirea de frică și adevărul de iluzie. Asta este discernere. Exact ce face omulețul ăsta cu cele două monede. Am ceva în stânga, am ceva în dreapta. Ia să le cântăresc. Care merită? În unele cazuri, cum spuneam, amândouă merită. Și atunci trebuie să faceți timp să vă ocupați în mod egal de ele, yin-yang.
În alte cazuri, din discernământul ăsta, alegerea o alegeți pe cea mai bună și tocmai de aia a ieșit această carte, care se numește Perfecțiune. Și dacă vă uitați la carte, nu știu cât de bine se vede, femeia cu pricina are un ciorchine în stânga, un ciorchine în dreapta. Aici nu are ciorchine, aici are o monedă în stânga, o monedă în dreapta. Dar ideea e cam aceeași. Cântărește rodul. Și e mulțumită. Și cartea se numește Perfecțiune. Asta înseamnă discernământ. Aleg cea mai bună variantă. Idealul, optim, perfect, nu? Nu mă mulțumesc cu un rod oarecare. Eu, dacă vreau rod din ceea ce, din copacul meu, vreau cea mai bună recoltă. Dar ca să obțin cea mai bună recoltă, nu uitați cartea Așteptarea rezultatelor, e foarte important ce fac eu pe parcurs, ce sămânță pun, ce apă pun, în ce sol pun, în ce anotimp pun, mamă, ce proces mental, unde este procesul mental, ia cât ar. De aia vă bateți capul. Da, sunteți pe drumul cel bun, asta e important. Într-un moment de decizie, alegere, analiză mentală, programare mentală, discernământ, ca să găsiți ce poate fi mai bun pentru voi. Și fiți sigur că acel copăcel de care vă ocupați voi acum, indiferent de stadiul în care se află acest copăcel, că e doar la nivel de sămânță în sol, că deja a scos primul firicel, că deja s-a lemnificat tulpina, că deja a făcut floricica, nu contează la ce nivel este, este protejat. Scrie pe această carte Protection. Perfection, perfecțiune și protecție. Ce poate fi mai bine? Dar trebuie să vă ocupați de copăcelul ăsta. Grounding. Poate tocmai asta constă planul ăla, sămânța pe care ați pus-o în sol, e deja bine înfipt, a prins rădăcină. Grounding înseamnă împământare, ceea ce înseamnă înrădăcinare la urma urmei. Dacă nu s-a întâmplat deja înrădăcinarea, urmează ocupându-vă, așa cum spuneam. E în mâinile voastre, și iată, mâinile. E în mâinile voastre, mâini aici. Ciorchine sunt în mâinile voastre. Acest om jonglează cele două monezi în mâinile lui. E la îndemână, cu alte cuvinte, ceea ce urmează să faceți. Și am să mă leg de această carte care e foarte metaforică. Această carte arată o femeie frumoasă de modă veche la pian într-un peisaj de iarnă, hibernal. Nu cumva iarna, stai și te gândești că nu te poți ocupa de munca, virgulă, câmpului. De lucrări agricole, iarna. Iarna doar aștepți cu gândul că vine primăvara și te ocupi de pământ sau deja am pus sămânța în toamnă și sămânța mea stă acolo sub zăpadă și crește în felul ei, fără să-i mai fac nimic. E, poate unii sunteți în faza asta de pregătire a terenului agricol de mâine. Această femeie cântă la pian. Dar clapele ei se transformă undeva aici, în zare, în șină de tren. Cu alte cuvinte, mâinile ei, că tot leg de mâini, mâinile ei creează viitorul, destinul, calea. O creează ea. Partitura care iese din clapele ei, adică șina, e destinul pe care ea însăși și-l creează. Ea nu cântă o partitură obligatorie, ci ea o creează. Cu mâinile voastre puteți lua deciziile potrivite, face lucrările potrivite în viața voastră, iar pe șina asta, la momentul divin potrivit, va veni trenul potrivit. Aici, în zare, se apropie un tren, dar care vine pe șina creată de ea. Ce-i drept, șina asta are și un macaz la un moment dat. Este o
o șină goală care o ia într-o parte și o șină pe care vine un tren în partea cealaltă. Discernământul de care vă ziceam, intersecția. Trenul ăsta cu siguranță vine către ea, că n-are altă cale. Vine pe șină încetul cu încetul către clapele ei. Dar este și o intersecție acolo. Pe o șină nu vine nimic, pe o șină vine ceva. Nu e exact varianta aia de discernământ. Ce șină alege ea să cânte? Primește trenul sau ea cântă partitura cu șina goală, pe care nu vine nimic? Voi avea un copac de care mă ocup, îl cânt, îl descânt acolo cu propriile mele mâini, mă voi ocupa de copac și voi avea recoltă, sau voi avea un copac gol din care nu va ieși nimic? Adică nu vine niciun tren pe acolo, nu? Nu o să crească nicio fructă. De ce? Pentru că nu mă ocup așa cum trebuie de copacelul ăla. Nu ajunge doar să-l pun în sol și la revedere. Dacă e copacelul ăla, e viața mea, trebuie să-i dau apa potrivită, lumina potrivită, pământul potrivit, substanțele nutritive ca el să crească și să dea și rod la un moment dat. E, poate asta sunteți. În faza asta de a cânta, de a pregăti terenul și de a lua deciziile potrivite. Să o fac sau nu o fac, o iau la stânga, o iau la dreapta. Acceptaia sau acceptaia, că poate trebuie să accepte. Accept șina pe care vine trenul sau accept șina pe care nu vine nimic. Dacă eu aștept stând pe o șină pe care nu vine nimic, și de aici cartea aceasta cu așteptarea rezultatelor. Dacă aștept în gara asta de-mi sar capacele și nu vine nimic, păi poate nu aștepți pe șina potrivită, nu aștepți pe trenul potrivit, nu-i gara potrivită, nu-i momentul potrivit, tu aștepți trenul la ora 7, dar el a venit la ora 6. Asta înseamnă așteptare. Trebuie să aștepți și ceea ce trebuie, acolo unde trebuie, făcând ceea ce trebuie. Că vin. Poate pentru unii trenul ăsta pe care l-așteptați înseamnă efectiv o schimbare majoră, că altfel de ce a ieșit de două ori cuvântul travel? Trenul ăla care vine la un moment dat în gară, atunci când timpul divin va spune că e momentul, trenul ăla poate înseamnă o șansă pe care o așteptați, plec de aici, nu plec de aici, fac lucrul ăsta, nu fac lucrul ăsta, deschid ușa asta sau nu deschid ușa, mi-au valiza sau nu mi-au valiza și parcă așteptați de undeva. Ce așteptați? Mesajul ăsta. Hai, fă-o, du-te, urcă în tren, ia alt tren, coboară din trenul ăsta și urcă în alt tren. Și tot amânați lucrul cu pricina. De asta e și cartea procrastinare. Procrastinarea e momentul ăla când zici, nu sunt pregătit, domnule. Nu e momentul să o fac. Nu sunt eu în cea mai bună formă să-mi iau valiza și să plec să urc în trenul ăsta. Las că vine altul, ziceți voi. Și cine știe de când așteptați un tren și nu mai vine. Poate urmează odată cu Jupiter în Gemeni, în care zona mesajelor ar trebui să se amplifice, poate va veni un astfel de mesaj, un clopoțel care o să sune. Hai, urcă în trenul ăsta, nu mai aștepta, nu mai procrastina, că cine știe cât aștept după aia? Aștepți ce aștepți? Următoarea trecere a lui Jupiter prin Gemeni peste 12 ani? Aștepți primăvara viitoare? Aștepți anul viitor? Discernământul, nu? Aleg. Ești capabil să manifesti puterea de a distinge adevărul de iluzie. Așa sau așa, o fac sau nu fac. Sunteți, deci, într-un astfel de moment, de un mare punct de la capăt, cine știe, poate și asta. Decizia aia înseamnă plec de aici, mă duc în altă parte, schimb țara, schimb locul, schimb orașul, schimb relația, schimb jobul, schimb ceva. Dar trebuie să am curajul ăsta de a deschide ușa asta, să-mi iau valiza și să o tulesc. Dar probabil, cum am zis, sunteți în faza aia de bătaia capului, de gândire, mamă ce e acolo, organizare a minții, că nu vreți să plecați așa la voia întâmplării sau asta și trebuie să faceți. Și iată a ieșit și această carte care se numește Explorare Benefică. Similară. Idei de călătorie.
caută, înseamnă explorează. Care sunt opțiunile, care sunt variantele, care sunt trenurile cele mai bune, care sunt traseele cele mai bune pentru noua ta viață pe care vrei să o faci, care explorează terenul, nu? Du-te pe câmpul tău și vezi ce recoltă are și pe câmpul ăsta al tău. Pe terenul ăsta pun nuci sau pun salcâm sau pun păpădie. Va fi propria alegere. Ce semeni aia culegi, știți vorba aia. Exact ca aici, cum îți cânti partitura, așa o să-ți iasă cântecul. Cum îți așterni, așa vei dormi, mamă câte sunt, care stau la dispoziția noastră, noi decidem. Dar ce decideți va fi de bun augur, cu siguranță. Zic asta pentru că ai și cartea asta. Numită jurământul, angajamentul. Iată, omul ăsta pune mâna, din nou mâna pe piept și își jură lui ceva sau cuiva. Își jură lui că într-o zi, la momentul ăla potrivit divin acceptat și care probabil nu-i departe, o să-și ia inima în dinți, egal valiza, trenul, spuneți-i cum vreți, va face decizia cea mai bună, perfectă, în deplină siguranță, în deplină încredere în el însuși și după care se va ocupa de decizia luată. Și decizia aia, când va da rod, generează toate aceste cărți pozitive. Le mai pun, mai sunt. Hai, cam atât. După ce veți lua decizia, și probabil nu-i departe momentul, vă veți simți în siguranță, copacul ăsta al vostru e în siguranță, ia câtă ce coroană are copacul ăsta, încât oricâte fulgere vin către coroană, nimic nu mai atinge, pentru că între timp v-ați ocupat de acest copac, s-a legat bine, are rădăcini adânci, are coroană bogată, nu e un copăcel pe care îl dă prima furtună deoparte. E bine înfiptă această viitoare recoltă, are deja un măr în vârf de aur, apar rezultatele așteptate, iată din nou o mână, aici apare schimbări financiare și materiale. Poate în unele cazuri o fi vorba și de asta, oameni care așteaptă o schimbare profesională, financiară, dar e la mâna voastră, la îndemâna voastră, nimeni nu o să vină să vă pună banul respectiv sau succesul financiar sau rezultatele, mai bine zis, în calea voastră. Propriul copac va da propriul rod și ăla va fi, aia va fi recolta pe care o meritați conform copacului de care v-ați ocupat. Iată și roadele care ies și apare cuvântul perfecțiune, deci va fi alegerea cea mai bună pentru rezultatele cele mai bune. Apare această carte numită Happiness, fericire. Și am să citesc și ce scrie pe această carte. Sunt conștient că a fi fericit înseamnă că sunt pe calea potrivită. Ce am zis? Am zis cuvântul potrivit de câteva ori pe parcursul acestei etalări. Timpul potrivit, solul potrivit, sămânța potrivită, iată și calea potrivită. Deci sunt conștient că a fi fericit înseamnă să fiu pe calea potrivită. Adică să fiu eu sigur că e copacul ăla al meu, că e terenul ăla al meu și nu la proprietate mă refer, ci ceea ce mă reprezintă, copacul meu. Fericire, deci, aici apare iubire necondiționată. Iubire necondiționată o oferiți copacului vostru. Că cine să vă ude mai bine copacul dacă nu voi? Te iubesc, copăcele, chiar dacă nu o să dai rodul din primul an, chiar dacă te mai usuci în al doilea an, chiar dacă îți mai cad frunzele în mijlocul verii, te iubesc și mă ocup de tine, adică de voi. Și din nou a ieșit cartea Gratitudine. Prin gratitudine, recunoștință, mai bine zis, bucuria crește. Jupiter este și o planetă a succesului, dar și a bucuriei. Bucurați-vă de copacul ăla, că l-aveți. Nu l-aveți încă? Nicio problemă, îl veți planta foarte curând și vă vor da primele fericire de care să vă ocupați.
sunteți îndemnați să căutați instrumentele cele mai bune către viitoare recoltă. Am vorbit de toate cărțile. Da, dar am să mai trag niște mesaje. Și din două seturi de carduri metaforice am tras două cărți care tot de plante vorbesc. Aici este o femeie care udă cu furtunul unghii veci, din care iese o floare, care ar fi fost șansele să dau peste astfel de cărți. Iar aici este deja o floare care crește. Aici, pe udatul florii, adică vă îngrijiți de floricica aia, scrie iubesc viața și din coace, când deja a crescut planta, scrie cultivă-ți credința. Cultivă, nu? Recoltă, cultură, cultivă, a cultiva, nu? Nu se leagă foarte tare. Vorbim în acest moment când Jupiter este încă în Taur, care ține foarte mult de a cultiva ceva, o recoltă, vreau să spun, o sămânță. Și din asta va da rod. Cultivă-ți credința, credința că acea sămânță crește, că sămânța e fertilă, că sămânța e frumoasă. Privește-o cu recunoștință, că de-aia a apărut cartea recunoștință, gratitudine. Fii fericit că ai sămânța asta. Nu, ai, caut-o, că o ai prin buzunare și cine știe câte semințe ai în buzunare. Discernele, care e cea mai bună în acest moment în solul ăsta, nu? Care e cea mai bună cultură și după ce pui sămânța, udo, iubesc viața, iubești de fapt plântuța aia care va crește și care sunteți voi, e prin voi. Ia să vedem ce scrie și pe spate. Pe cartea iubesc viața în care udați floricica. Cu ce? Cu iubire și cu încredere și cu credință. Mesajul este: să trăiesc din plin și liber este dreptul meu din naștere. Ofer vieții exact ce-mi doresc ca viața să mă ofere mie. Sunt bucuros că trăiesc, iubesc viața. Ăsta e scopul nostru pe lume, să trăim și să iubim ceea ce trăim. Să fim mulțumiți, egal recunoștință de viața pe care o avem. Nu e perfectă, nu e nimic, o putem perfecționa. De-aia apar și cărți de creștere aici, fericire, iubire, schimbare, travel. Schimbare poate să însemne de fapt, travel poate să însemne schimbare. Nu e bun locul unde ești? Ia bagajul și du-te în altă parte, du-te în alt sol, caută alt sol în care să-ți pui sămânța. Sămânța iubirii, sămânța profesională, sămânța afacerii, sămânța oricui. Nu sta să aștepți rezultate într-un sol nefertil, dacă te-ai convins că e nefertil. Dacă tu crezi că e fertil, ocupă-te, dă-i o șansă, dă-i timp, nu? Dar dacă vezi, te-ai convins deja că acel sol e nefertil de 5 ani, vezi că nu mai iese nimic de acolo, pleacă. Și de aici apare cartea procrastinare, nu mai amâna. Ce mai faci, mai pui o cultură? Păi mai dau o șansă culturii, că dacă data viitoare mi iese grâu. Măi, dar dacă solul ăsta ți-a arătat în 5 ani că ai pus grâu și n-a ieșit nimic, metaforic vorbind, ce rost are să mai aștepți? Ia-ți bagajele, discerne, dă-ți seama că solul ăsta nu dă rod și tu te în altă parte, în alt sol, altă sămânță, alt anotimp, alte condiții climaterice și puneți planta pe care să o sădești și să o îngrijești cu iubire. Să trăiesc din plin și liber este dreptul meu din naștere. Liber. Probabil nu vă ține nimic acolo unde sunteți. Și puteți oricând să vă faceți bagajele, metaforic vorbind. Poate așteptați un tren care nu vine. Și cealaltă carte scrie: cultivă-ți credința. Bun, întâi cultivi ceea ce ai plantat, îi dai o șansă, mai uzi un pic, mai stai un an, mai dai o apă la cultura mea. Dar dacă văd că nu iese nimic de acolo, mai stau? În niciun caz nu. Și ia să vedem ce scrie pe carte. A avea o mare credință înseamnă a avea o mare putere, căci intenția sau voința este nedivizată în acest caz. Atunci când cuvintele tale nu își pierd puterea sub impactul îndoielilor, puterea lor devine încă și mai mare. Credința în sămânță, în pământul în care
pun sămânța în apa cu care ud sămânța, în instrumentele cu care cultiv sămânța și așa mai departe. Deocamdată îi dau încredere. Că ce rost are să pun o sămânță dacă eu n-am încredere că va ieși de acolo. Deci deocamdată probabil sunteți încă la faza că de-aia vă bateți capul cu atâtea gânduri ca în această carte. Măi, eu îmi dau o șansă acestui lucru. Sau poate nu cumva i-am dat deja destule șanse și dacă am văzut că nu și nu, planta mea tot săracă este, cultura mea tot pe pierdere este. Poate e timpul să nu mai amân și să mă duc în altă parte unde să pun rodul. Adică sunteți liberi, cum zice acolo, sunteți liberi să vă mutați oricând cultura în altă parte. Poate ați pus sămânță iarna, poate ați pus sămânță în zonă rece, poate ați pus sămânță într-o relație fără viitor. Sămânța aia trebuie analizată. Mamă ce analiză! De aia apare cartea asta. Analiză mentală, organizează-ți mintea, exact cum zice această carte. Asta vă cere etalarea în următoarea perioadă. Să vă gândiți, da, dar nu la modul ăsta, vai săracul de mine, ce chin, ce jale. Și, măi, eu trebuie să ies din situația asta, să decid, să discern ce fac cu investiția asta mea de semințe. Da, știu, am spus cuvântul semințe și iar o să-mi scrieți, o să-mi, că mă repet, că aia, eu vorbesc liber, cum îmi vine asta, spun. Deci foarte probabil ceea ce am spus să mai fi spus de vreo 5 ori până acum. Dar așa simt nevoia să vă mai repet niște simboluri pe care le văd. Concluzia acestei etalări este că stă în puterea voastră și cuvântul puterea a ieșit de câteva ori să vă scrieți viitorul organizându-vă prezentul. Că asta sunteți în faza asta de prezent. Vai, eu ce fac? Nu vai săracul de mine. Eu ce fac? Cultiv mai departe planul ăsta, care o fi planul, relația, job-ul, mamă, câte pot fi, culturile la care vă aduceți contribuția, să aleg, poate am mai multe culturi, am și fasole în stânga, am și pepeni în dreapta, să o văd care e profitabilă, care dă rodul cel mai bun și să mă ocup de ea, să o ud cu drag, cu credință, cu încredere egal credință, cu bucurie, cum zice aici, cu calm, cu răbdare, că roadele pot fi perfecte într-un final și poate chiar există acest sentiment de protecție. Oricâte ploi, grindin, vicisitudini ale vremii o să dea peste recolta mea, eu sunt în siguranță dacă mă ocup de ea așa cum se cuvine. Nu o las așa un pic la voia întâmplării, lasă că am pus o sămânță, o să crească, ce o să crească foarte bine. Nu e o sămânță la care vă ocupați, de aia și apare această carte, scrieți singur partitura. Felul cum vă duceți acolo și săpați și pliviți și scoateți buruiana și udați și toate celelalte, de acolo va ieși rodul ăla minunat, perfect, într-un final. Și fericire. Și recunoștința. Pe cum este când culegi roadele la ziua recoltei? Ziua recoltei nu e altceva decât o sărbătoare de recunoștință pentru rodul pe care l-am obținut. Și va veni și momentul ăsta, fiți siguri de asta. Iată, recunoștință. Fericire. Nu uitați, travel. Nu e bun solo aici? Mă duc la 20 de km mai încolo. Nu e bun nici acolo? Mă mut în partea cealaltă a pământului, în emisfera sudică. Metaforic vorbit ceea ce spun, nu vă zic să vă faceți bagaje și să plecați în Columbia. E vorba de a pleca dintr-un sol în care îmi dau seama că nu iese sămânța aia. O căsnicie, o familie, o țară, un job, o carieră. Ce-o fi, dar investiții acolo. Sau poate n-am investit ce trebuie, când trebuie și așa mai departe. Și în perioada imediat următoare, clar, veți lua niște decizii minunate care vor aduce toate acele schimbări. Schimbări financiare, schimbări materiale, schimbări mentale, schimbări roade, la urma urmei. Roade diferite decât cele pe care le-am obținut eu până acum. Deci nu amânați.
Nu amânați să puneți sămânța, nu amânați să vă ocupați serios de o cultură, nu amânați să plecați dintr-un loc dacă vedeți că de ani de zile puneți sămânța și nu iese nimic. Nu amânați să schimbați sămânța dacă vă dați seama că n-a ieșit nimic. Și udați această cultură că va da rod bogat, frumos, fericit, prosper, tot tacâmul. Și dacă tot leg de mesaj, revin la mesaj, uneori ajunge un cuvânt ca eu să schimb total partitura, trenul. Ajunge eu să spun un da, un nu, un plec, un aleg, un start, un stop. Și probabil a venit vremea să trimiteți în univers acest mesaj odată cu intrarea lui Jupiter în Gemeni la sfârșit de lună mai. Și vă doresc succes! Cei care ați ales a doua variantă asociată cu trandafirul roz sau cu culoarea violet, piatra violet sau cartea violet, sau dacă vă veți regăsi în aceste următoare 10 date de naștere, indiferent de anul nașterii, zodia nașterii sau luna nașterii, aceasta ar putea fi etalarea voastră cu iz jupiterian. Și ia să vedem cele 10 date de naștere. Dacă v-ați născut într-o zi de 17, 23, 18, 12, 24, 21, 19, 28 și 11, nu, încă una, și 5, acum sunt 10, le găsiți și jos în descriere ca să vă fie mai ușor să descoperiți care este data de naștere și hai să vedem ce vă transmite Universul. Într-un moment de lună nouă în Taur, în luna în care Jupiter intră în Gemeni și apar, da, ca de obicei știți că eu încep cu ori cu acele cărți care se repetă ca mesaj, de 2-3 ori același mesaj, sau cu cartea, hai să zicem, cu iz negativ de pe masă, dar și iar în acest caz ar fi niște cărți negative, să zicem așa, dar totodată și acele cărți cu repetare. Dar hai să pornim cu cele negative, care poate sunt un pic cam multe, dar nu sunt chiar atât de negative, asta vreau să spun. Nu sunt chiar atât de rele. Ar fi această carte numită Solitudine, Singurătate, Desprindere de trecut, dar și poate asta o fi cea mai neplăcută și numită Neajutorat și Deznădăjuit. Poate unii dintre cei care au deschis această etalare sunteți într-un astfel de moment de m-am săturat, m-am plictisit, nu știu gotru să o iau, un pic abandonat unei situații delicate. Și această carte în tarotul clasic este 8 de cupe. Este o carte în care un om nu se mai uită înapoi și e pregătit să-și ia bagajul, bocceluța și să plece într-o altă direcție unde are speranțe. E, asta sunteți în faza asta în care mai mult decât atât, el chiar are două căi, poate să o ia la dreapta, poate să o ia la stânga, dar nu prea știe. De-aia este un pic disperat. E, ce lasă în urmă este faza de neajutorat și disperat sau deznădăjduit. Această carte merge mână-mână cu această carte, care este 4 de cupe. O altă carte care în tarotul clasic arată un om un pic lehămetit, un pic plictisit de viață. Aici se numește Rest and Rejuvenate, adică stai și revigorează-te, întinerește, prinde puteri, cu alte cuvinte. Sunt unele momente în viață în care stăm, ca într-o gară, nu? Dar ne pregătiți să pornim într-o altă direcție.
dacă cumva ați văzut și prima etalare, acolo erați îndemnați să schimbați locul și norocul, să puneți sămânța într-un alt teren dacă vedeți că acel teren nu este fertil. E, aici se pare că e o fază de oarecare abandon, de stagnare, de așteptare. De aceea mă refer și la această carte numită Surrender, faza de abandon, nu? Dar abandonul are mai multe traduceri, să zicem așa. Poate fi faza de m-am săturat, nu mai fac nimic, aștept, stagnez, dar aștept, îmi accept o anumită stare de înfrângere, dar poate starea de înfrângere este și faza asta de odihnă, aștept ceva. Chiar cartea 4 de cupe în tarot este un om care stă cu mâinile în sân, are 3 cupe la baza lui, deci ar avea cu ce să se bucure de viață, dar el o așteaptă pe a patra cupă care vine așa pe un nor pusă la îndemâna lui, probabil el o așteaptă pe aia. E, asta sunteți în faza asta de așteptare, de visare, de manifestare, de speranță, deocamdată disperat și fără niște resurse. Nemulțumit, practic, de un anumit nivel la care ați ajuns. E, cartea asta totodată este și faza de abandon despre care vă ziceam. Nu mai fac nimic, zice omul cu pricirea. Uite, am 3 cupe, dar nici aia nu-mi place, nici aia nu-mi place, nici aia nu-mi place. Că eu, cu gândul la a patra cupă, stau. Că poate vine. Sau poate e acolo, la capătul acestui drum. Totuși sper. În spate e faza lui de nu mai sper nimic. Da, încotro o luați. Și de aceea a apărut această carte, Surrender. Capitulează, lasă-te în voia altcuiva. Da, e o carte a omului care se lasă, abandonează. Abandonează lupta, abandonează cursa, nu mai face nimic, așteaptă. Dar totuși cartea mai are un mesaj pe ea și scrie: pot lăsa nevoia de control. O abandonez. Nu mai încerc eu să fiu la manșă. Nu mai încerc eu să fiu șeful. Nu mai merg musai pe calea pe care am vrut. Nu uitați că eu leg această etalare de Jupiter. Jupiter până în luna mai 2024 a stat, a trecut, a traversat zodia Taurului, despre care se știe cât de încăpățânată poate fi. Apoi Taurul, când își propune ceva, nu se lasă. La fel și perioada lui Jupiter în Berbec a fost o perioadă cu multă voință, cu multă ambiție, cu multă încăpățânare. E, de 2 ani încoace suntem sub influența unui Jupiter în zodii cu coarne, nu? Care vor musai să obțină ceva așa cum vor ele. Și Berbecul e încăpățânat și Taurul este la fel de îndărătnic și încăpățânat. E, acum Jupiter intră în gemeni, în care nu mai este atât de cramponat, nu mai vrea musai controlul și de aia cu Jupiter în gemeni se spune: dă drum, let go, fii un pic o pană în zbor, fii un pic așa la voia altcuiva, voia norocului, voia sorții. Dacă vrei să te ducă vântul ăsta al schimbării într-o zodie de aer, cum este cea a gemenilor, dacă vrei să te ducă vântul schimbării acolo unde trebuie. Leg foarte mult de vântul ăsta al schimbării, de energia gemenilor, care de aer se ocupă, de respirație, de vânt, da, hai să o zicem și pe dreapta. Voi așteptați norul ăla pe care vine o a patra cupă în zbor, sperând că acea cupă e mai potrivită, e mai duce acolo unde trebuie, așa cum spuneam, dar abandonând manșa. Nu mai conduc eu, ziceți voi. Ia să mă mai ducă și destinul acolo unde trebuie. Și iată, aveți aici două vehicule în aceste două cărți, două mijloace de transport, să zicem așa. Aici este o barcă. Deși cartea se numește Singurătate, e vorba de o barcă pe o apă, iar aici e tot o barcă, să zicem așa, dar e în zbor. Două mijloace de transport. Pe apă sau pe aer. Poate tocmai asta vi se spune: ia lasă tu un pic vâsla jos, ia lasă tu volanul, ia mai
Nu-ți mai seta tu pe GPS, musai, nu știu ce traseu. Și lasă un pic apa, aerul, vântul să te ducă într-o direcție mai bună. Că iată, omul ăsta nu știe. Are două căi acolo. Dar totuși vrea. Aș porni pe una din căile astea, spune el. Dar intră în zona asta, dar nu-mi convine. Niciuna nu-mi convine. Cele trei cupe pe care le are la bază, dar el o vrea pe a patra. Ei, a patra e un pic în nor. E o mână, o cupă, dar pe un nor. E o iluzie acolo și iată și iluzie. Ai și cartea Risipirea iluziei, Breaking Illusions, ruperea iluziei, destrămarea iluziei. Poate direcția aia pe care vâslașul ăsta a vâslit până acum, tocmai asta a fost iluzorie. Și de-aia n-ați ajuns acolo unde trebuie și de-aia supărarea, dezamăgirea, toate celelalte. Și poate nu trebuie să așteptați acea cupă în zbor pe un norișor, că poate așteptați în continuare o iluzie. Vi se transmite într-un astfel de moment să învățați ceva de la lecțiile trecutului, de la rătăcirile trecutului, de la dezamăgirile trecutului, de la abandonul trecutului și să schimbați ceva, da, o mentalitate nouă, o schimbare de atitudine în viață, dar care să nu mai aibă legătură cu trecutul. Iată, a ieșit cartea Desprinderea de trecut. În trecut sunt tot felul de experiențe, evenimente, nu? Vedem ce scrie pe această carte. Desprinderea de trecut. Grație puterii iubirii te eliberezi de situațiile sau energiile stagnante pentru a-ți transforma spațiul inimii. Ce vă ziceam de stagnare? Stau pe loc. Are două direcții de interpretare etalarea. E bine să mai stați un pic pe loc, să vă recuperați forțele, să se reașeze un pic apele, să se mai miște un pic vântul prin viața voastră, să facă un pic de curățenie. Sau dimpotrivă, acționează, schimbă, pleacă dacă vezi că aștepți în zadar. Că exact asta spune, desprinderea de trecut. Trecutul e în spatele acestui om, vedeți, nici nu se mai uită în spate. El vrea viitorul. E acel răsărit de soare, în cele două căi pe care el vrea să pornească, la fel este și cartea 8 de cupe, el nu se mai uită înapoi la cupele pe care le lasă în urmă, că acele cupe pe care le lasă în urmă sunt alea care le nemulțumesc, care l-au dezamăgit, în care se simte blocat. Și de-aia vi se cere aici să te eliberezi de situațiile sau energiile stagnante. Vedeți și prima etalare. Are legătură. Prima etalare vorbeam de sămânța pe care poate o punem uneori în soluri nefertile, în momente nepotrivite ca sămânța aia să crească, investiții nerentabile, neadecvate și dacă vedem, da, e în legătură, și dacă vedem că sămânța aia nu dă rod, stau și conduc mai departe, îmi fac în continuare cultura cu pricina? Nu! Schimb terenul, schimb condițiile atmosferice, schimb sămânța. E, asta vi se spune. Da, e în continuare, puteți să le legați. Să, dacă nu iese nimic din cultura cu pricina, nu stați acolo și poate, iluzia, tot o să iasă, sămânța asta o să iasă. Acolo, în prima etalare, spuneam și de varianta de îi mai dau o șansă. Dar există și varianta, am dat prea multe șanse acestei semințe, nu s-a prins nimic, copăcelul meu s-a uscat de fiecare dată sau nu mi-a crescut fasolea pe pământul ăsta pe care eu l-am udat cât m-am priceput. Dacă am văzut că nu iese recoltă, schimb ceva. Schimb terenul, schimb locația, schimb sămânța, schimb apa, schimb tractorul, schimb. Și asta poate vi se cere aici. Nu mai aștepta încă o cultură, că încă o cultură este cea de-a patra cupă care vine pe nor și care poate să fie o nouă iluzie. Dar dacă totuși iese și de data, măcar de data asta, dacă n-a ieșit de 50 de ore înainte, e poate o să iasă a 51-a oară. Nu chiar. Tocmai asta vi se spune în această etalare.
să vedeți adevărul. Adevăr, pe această carte scrie adevăr, iar pe această carte scrie rupe iluzia. Ce mai aștepți, întreabă Universul. Mai stai mult și aștepți, poate, pică de undeva a patra cupă sau cu alea trei cupe pe care le ai la dispoziție faci ceva. Nu te mulțumesc cele trei cupe? Ia-ți tălpășița și du-te în altă parte. Ia-o de la capăt. 8 de cupe în care omul ăla nu se mai uită înapoi. Desprindere de trecut. Acolo, desprindere de trecut, iar aici apare cartea iertare dumnezeiască. Uitare și iertare. Uit ce am lăsat în urmă. Iert ce am lăsat în urmă. Iert investițiile mele de semințe neprofitabile într-un sol care n-a dat rod. Da, nu stau acolo și poate prin iluzie, poate printr-o șansă mai dau cuiva o ultimă, cine știe, ocazie. E asta vi se spune, deschideți ochii. Dacă v-ați convins că nu și nu, într-un loc nu mai merge nimic, n-are rost să mai visați că ai vers pe pereți cartea asta, 4 de cupe, așa arată. Am 3 cupe în față, o cupă de alea 3 cupe. Ce aștept pe a patra care poate vine pe un nor frumos de iluzie, cu abureală, cu poate, ni se pare nouă că e varianta ideală, optimă, dar poate nici nu există. Deci această etalare completează etalarea numărul 1, dar pe varianta aia nu mai aștepta încă o dată. Ce a fost, a fost. Și a ieșit un adevărul, da, vă spuneam, și a ieșit un as de spade. Asul de spade taie în carne vie. Cupe, apa asta care arată aici, mulți atinși la suflet, mai dăm o șansă, mai sperăm, care ține de emoție, nu? Emoția ne mai aruncă odată pe o apă, ia să mai sperie odată. E asul de spade taie în emoție tranșant, nu se mai uită. Parcă vine acolo sabia asta și ne sparge iluzia. Să ne trezim la realitate, să vedem un adevăr pe care nu-l vedem, așa e în aburul ăla al norului pe care vine a patra cupă, că poate. Și sabia aia ce face? Ne trezește, a apărut cartea deșteptarea, dar de fapt e reawakened, redeșteapte, trezește-te din nou. Că te-ai mai trezit și altă dată? Probabil e ceva care din când în când se repetă în viața noastră, dar nu învățăm nimic din fostele greșeli. Încă o dată și încă o dată. Aceeași lecție o primim, dar nu ne învățăm lecția. Și de-aia avem un clopoțel acolo care sună la ureche. Alo, trezește-te și de data asta la adevăr, la realitate. Vezi cum stau lucrurile. Asul de spade este cel mai realist dintre toate. Un nou început, dar în luciditate, în claritate mentală, în adevăr, în știu exact ce am de făcut. Pentru că acum sunteți în faza de desprindere de trecut. Ce a fost, a fost prin iertare, prin vindecare, prin odihnă, da, de ce nu? Poate fi și zona asta de rest în rejuvenei de care ziceam inițial. Mă odihnesc după furtuni. Ba chiar și de singurătate, dacă o legăm de singurătate, poate... Tocmai asta, am lăsat în spate o furtună și încă am nevoie de vindecare, de liniște. Dar a venit asul de spade. Start, o idee nouă, o declarație nouă, un drum nou pe care îl pornesc. O schimbare. O schimbare de gândire, de altceva, alt aer. Elementul spade este elementul aer. Adică Jupiter în gemeni. Gemenii sunt zodie de aer. Ieșim din zona plângăcioasă, lacrimogenă, suferind a decepțiilor, a iluziilor, a viselor poate imposibile, de care ne-am convins, realitatea ne-a spus că nu există, de-aia am și spart iluzia. Și acum cu mintea clară știu ce am de făcut. Iert trecutul, închid trecutul,
plec dintr-un loc în care stagnez, exact cum zice această carte. Dar unii încă mai dormim. Încă mai visăm. Încă mai sperăm. A te abandona, cum zice această carte, întrebarea ar fi cui să te abandonezi, nu? Bun, mă abandonez, da. Nu mai sunt eu la manșă, nu mai vreau musai pe traseul ăsta ca așa vreau eu. Că e ambiția mea, e voința mea, e liber arbitru pe care oricum îl am. Sunt pregătit de un nou început, gata, iau sabia în mână și încep ceva, fără să mă mai uit înapoi. Dar nu pot. Că de-aia a ieșit și cartea Neajutorat. Nu pot. Unde e cartea Neajutoratului? Asta. Helpless and hopeless. N-am nici ajutor și nici speranță. Sunt săracul de mine, hai să-mi plâng un pic de milă, că eu nu, eu niciodată nu, uite și trecutul. Sunt pregătit să-l las, dar eu încotro pornesc. Nici o problemă. Partea asta a etalării, uite, toate astea și cu asta, vorbesc de ajutoare. Uite câte ajutoare aveți. Și am să le strig la catalog. Uitați-vă un pic la această carte. Jos e un bărbat puternic, un atlet, îngenunchiat, dar el ține pe brațele sale o acrobată, un cerc, o femeie în roșu, se sacrifică pe el pentru a o pune pe femeia de pe brațele lui în lumină. El pune preț pe ridicarea femeii, nu pe suferința lui, nu pe îngenunchierea lui. El nici nu contează, el nici nu se uită la public, hai să zicem așa. Contează ca ea, cercul ei în care ea strălucește, să-și arate lumina. Lumina pe ea cade. E, ăsta sunteți voi, cel din cerc, nu cel de la bază. E cartea suportului, e cartea susținerei, e cartea ajutorului care vine din alte părți. Și o să mă întrebați, de unde? Uite-o. Cartea se numește Help from Above. Ajutor de deasupra. De sus, din ceruri. 1. The higher self, sinele vostru superior, care e acolo, atașat de voi, dar nu e ăla material, nu e ăla suferind, nu e ăla plângăciosul, e sinele vostru superior. 3. A ieșit un arhanghel, arhanghelul Gabriel. Și cu a cincea chakra, scrie aici, chakra a cincea. Chakra a cincea este chakra gâtului, adică a comunicării. Iar Jupiter intră în gemeni, care înseamnă comunicare. Și dacă mai țineți minte ce am zis în introducere, energia lunii noi în gemeni din iunie, la pachet cu Jupiter în gemeni, este comunicarea e cheia. Dar dacă e chakra comunicării, iar Gabriel la rândul și el este un arhanghel al comunicării, ce înseamnă asta? Că trebuie să cereți acest ajutor. 3. Deci, da? 4. Ce scrie pe această carte? Sus. Asistență. Ajutor. Aveți la cine? Apera. Vine cineva de urgență să vă salveze. Iar jos, ghizi spirituali. Și aceste două cărți merg mână în mână. Aceasta este o arcana majoră, arcana cu numărul 5, care este marele preot, hierofant. În unele variante de tarot se numește chiar ceea ce scrie pe această carte, wisdom, înțelepciune, adică voi. Înțelepciunea voastră, experiența voastră de viață, trecutul ăla pe care lăsați în urmă, deci ce lasă omul ăsta în spate și nu se uită, e toată experiența lui de viață care îl ajută să facă pașii imediat următori. Chiar dacă, vai, săracul de mine, sunt neajutorat și sunt deznădăjduit, bun, da, ești neajutorat
în anumite instrumente, dar cât spate ai. Știi că uneori în război, în junglă, nu trebuie să-ți arăți spatele, că de la spate te mănâncă lupul, nu? Trebuie să stai cu fața. El nu stă cu fața, el stă cu spatele. De ce? Pentru că are spatele asigurat, adică toate astea de care v-am zis, spiritele sale protectoare, ghizii săi spirituali, un arhanghel, cel puțin unul, sinele său superior, care e, suntem noi, dar varianta aia noastră foarte puternică și imaterială, tot ajutorul de deasupra, care poate să însemne orice, sfinții, arhanghelii, îngerii, strămoșii voștri care sunt acolo ca spirite protectoare, mamă câte sunt deasupra, plus propria voastră înțelepciune de viață, experiență de viață, trecutul prin care ați trecut. Deci n-aveți spatele neasigurat, ci din potrivă. Și de aia apare această carte de suport. Fă lucrurile în continuare, dar lasă-te ghidat de ăștia. Nu fie teamă, cu alte cuvinte. Du-te, fă schimbarea, aruncă-te, abandonează-te, dar abandonează-te acestui ajutor care vine. E acolo. Dar totul e să-l ceri. Trezește-te, nu sta în zona de pasivitate, confort, lasă că au ei grijă de mine. Nu, fac și eu ceva în timpul ăsta, doar n-am să stau să aibă arhanghelii grijă de mine, că ei nu mă duc nici la serviciu, nici la măritiș. Ei doar mă ghidează, mă îndrumă, mă inspiră, mă opresc, mă susțin. Cartea susținerii. Voi, cel de aici, din cercul ăsta, de aici, străluciți datorită acestui suport. O echipă, un grup de suport aveți voi. Deci voi, cei care ați deschis această etalare, nu sunteți singuri. Chiar dacă vi se pare că sunteți singuri, ia cătă cartea. Vai ce singuri sunt și neajutorați și deznădăjduiți și eu nu știu ce să fac. Și de-aia dau singur cu capul de toți pereții și nu-mi iese. Și de-aia sunt supărat, sunt dezamăgit. Nu sunteți deloc singuri. Nu uitați că e un vehicul aici, dar și aici e un vehicul. E o corabie în zbor, să zicem așa, dar o sanie în zbor, nici nu știu cum să îi spun, un vehicul, da? Acolo o barcă pe apă, aici o sanie în aer și care are un titlu și spune în curs, in the flow, pe curs. Cu alte cuvinte, viața voastră era normal să ajungă și într-o astfel de situație. Ăsta e cursul vieții voastre. Voi sunteți în săniuța asta, trasă de cine, nici măcar nu vedeți, iată că nu se vede cine trage săniuța, dar sunteți în săniuță, bine înfofolit acolo, iată ca o prințesă rusoaică cu manșon la mână, cu căciuliță de blană, e în siguranță. Nu e, nu dârdâie de fric și vai săraca cât de chinuită este. E o călătorie plăcută pentru ea, convinsă fiind că sania asta este trasă de cine trebuie, adică de toată echipa asta de suport pe care aveți alături. Nu sunteți singuri. Are și lumină, e pe deasupra tuturor lucrurilor, zboară, nu e jos pe pământ să înghețe picioarele. Inspiră siguranță. Ăsta e cursul, vă transmite Universul. Ești pe drumul cel bun. Lasă-te dus, lasă-te ghidat. Abandonează un pic controlul, exact cum spune. Lasă pe altul să conducă sania. Lasă pe altul să-ți vâslească bărcuța. Pentru că te va duce acolo unde trebuie. Tu doar trebuie să spui da, accept. Și jos scrie totul curge lin, totul navighează lin, ca să zice, smooth sailing. Totul merge pe calea bună către ceea ce v-ați propus, pe destinul ăla împlinit, având suport. Acest asul ăsta de spade poate fi tocmai curajul de a spune da ajutorului. Poate uneori n-ai curaj să spui ajutor, să ceri ajutor. Și cum cere ajutorul de deasupra? Help from above.
meditație, rugăciune, toate instrumentele, că v-am spus că aveți vehicule. Sunt două vehicule acolo. Sunt instrumente cu care voi puteți comunica. Și cu atât mai mult acum când vorbim de un Jupiter în Gemeni care înseamnă comunicare. Și iarăși, repet, e vorba de această carte pe care scrie luna nouă în Gemeni din luna iunie. Comunicarea este cheia. Dar mai mult decât atât, aș lega și de luna plină din Săgetător care are loc în luna mai. Luna plină în Săgetător poate să însemne înțelepciunea asta de care vă ziceam. Săgetătorul este una din zodiile cele mai educate mental, cele mai deschise mental, cele mai dornice să știe din ce în ce mai mult, să capete experiență, cunoaștere și poate spre asta sunteți îndemnați spre căutări de sens, spre dezvoltare personală, dezvoltare spirituală, dezvoltare prin orice formă de informare la urma urmei. Iar cartea chiar asta scrie, look at the bigger picture, privește lucrurile în ansamblu, ba chiar de deasupra, cum vede această persoană din Sanie. Privește lucrurile așa cam de nu neapărat de jos de pe pământ. Jos de pe pământ, ia cât acest om și această carte și patru de cupe de tarot. E un om care se uită în jos. E abandonat, e supărat, e cu mâinile în sân, el nu privește nici la viitor, nici la trecut, nici la nimic. Se uită la supărarea lui aici și acum. Iar acesta din 8 de cupe nu se mai uită înapoi, da. Deci trebuie să ridicați ochii. Nici ăsta nu se uită, ia cătă. Nici ăsta nu se uită. Știți că eu leg imagine care se repetă, dacă la prima variantă am găsit multe chestii agricole legate de copaci, de arbori, aici e vorba de direcția în care privesc acești oameni. Ia uite câte cărți cu privire care privesc într-o anumită direcție. Acesta se uită el, dar nu știu unde se uită. Departe. Se uită departe. Această femeie, ba chiar are două fețe. Jupiter în Gemeni, nu? Privește în jos, are privirea în jos. Aproape ochii închiși, ce să mai vorbim. Aici e un copil care doarme, ochii închiși. Aici o femeie care ține o inimă în palme, dar aproape cu ochii închiși. Aici un om îngenunchiat care privește în jos, înainte. Și aici un om care tot cu mâinile în sân acolo. Mă rog, aici nu e cu mâinile în sân, în cealaltă carte cu mâinile în sân, dar e abandonat în oarecare meditație, dar cu ochii în jos. Această idee de ochii în jos e foarte importantă. În schimb, ia uite cât de direct se uită această femeie, care nu este altcineva decât sinele vostru superior, varianta voastră maximă, aia, forma spirituală care ați venit pe lume. Așa ați venit, cu ochii larg deschiși. Cu inima la purtător, emanând lumină, deschideți ochii. Deschideți ochii și priviți departe, deschideți ochii și vedeți-vă pe voi, așa cum sunteți, în niciun caz nu sunteți în varianta neajutorat și disperat, nici vorbă de așa ceva, ci sunteți un om perfect, susținut. Sunteți la pământ? Nicio problemă. Cineva vă ridică de jos de la pământ. Dacă sunteți la faza aia de nu mai fac nimic, mă abandonez eșecului, cereți ajutor. Poate trebuie să cereți voi iertare, că de aia e și cartea iertare dumnezeiască, poate trebuie să oferiți voi iertare, poate trebuie să spuneți ceva, că de aia a ieșit un as de spade care poate să însemne un cuvânt pe care trebuie să-l spuneți, că e un da, că e un nu. A ieșit cartea înțelepciune și alături, iată, este o femeie în fața unui sfânt, ba, putem spune că e chiar Dumnezeu acolo. Trebuie să-i vorbiți lui Dumnezeu. Aici este și porumbelul. Porumbelul ține și de mesaje, de comunicare, dar ține și de Duhul Sfânt.
Iar această carte, care vă spuneam că se numește Marele Preot, e înțelepciunea proprie, dar poate să fie și calea spirituală. O formă spirituală, indiferent care ar fi aceea. Căutați-o, folosiți-o, chemați-vă ajutoarele alături. Mai am aici două cărți. Și nu știu cum să le traduc. Pe asta da, și am să o las la sfârșit, dar asta. Ce caută cartea asta aici? Numită Eros. Poate la unii faza asta de abandon, suferință, stagnare, blocare ține de iubire. Ceva ce nu puteți ierta, ceva ce nu puteți închide, o obsesie, de ce nu? Poate fi și o obsesie. Poate trebuie să iertați o poveste amoroasă care v-a rănit. Poate trebuie să deschideți ochii într-o poveste amoroasă care nu e ceea ce pare și de aia vi se spune, deschide ochii și vezi realitatea, vezi adevărul. Poate alimentați o iluzie emoțională, sentimentală, sexuală și așa mai departe. Poate trebuie să aduceți claritate într-o chestiune în care conduce altcineva, adică instinctul ăsta erotic, poate nu despre asta e vorba, poate sunteți, vă macină încă o poveste de dragoste, să zicem așa, cu conotații amoroase, fizice, foarte intense și acolo vi se spune, deschide ochii, v-am arătat câți ochi sunt închiși aici. Deschide ochii, claritate mentală, fă lumină, vezi realitatea, să ieșiți dintr-o astfel de poveste sentimentală care poate vă ține blocat, stagnant, v-am spus de energii stagnante, poate sunteți captiv într-o aventură, într-o poveste, într-o obsesie erotică și ceva vă spune de deasupra, pleacă. Poate o relație fără viitor, poate o relație mincinoasă, poate o relație iluzorie, relație egal ce scrie pe această carte. Nu uitați. Poate trebuie să ieșiți dintr-o astfel de obsesie. Și tot acest ajutor din astral vă stă alături. Totul e să-l cereți, totul e să spuneți, am nevoie de ajutor. Da, vreau să se închide odată povestea asta, obsesia. Chiar dacă risc ceea ce scrie pe această carte, singurătate. Da, pentru unii poate fi vorba de o relație riscantă, periculoasă. Un triunghi amoros, o relație în care sunteți captivi, o relație în care vă dați seama că e toxică și nu vă ajută la nimic. E o relație iluzorie, e o relație mincinoasă, hai să o zicem pe dreapta, că deci are două fețe. I se sparge față acestei femei ca să-și arate adevărata față. Face parte din înțelepciune, din lecția voastră de viață, experiența cu pricina. Dacă n-ați fi trecut printr-o astfel de situație, da, care v-a pus la pământ, v-a îngenunchiat, exact cum este această carte, din asta ați învățat. Și toate spiritele voastre îndrumătoare, ghizii voștri spirituali, tot suportul ăsta din astral pe care îl primiți, vă ridică de jos. Și așa vă treziți spiritual, că de-aia a apărut cartea Deșteptarea. Uneori așa se produce trezirea spirituală. Vai ce bine ar fi să ne trezim într-o zi din pat și să zicem, mamă, sunt trezit spiritual. Nu, trezirea spirituală vine prin îngenunchier, vine prin suferințe, prin singurătate, prin toxicitate. Dar odată trezit spiritual, asta arătăm la lumină. Sinele nostru superior ăsta cu ochii larg deschiși, cu zâmbetul pe față, cu fața transformată și în niciun caz fața asta spartă, fragmentată. Nu cumva stați într-o iluzie, într-o poveste, într-o miciună, într-o abureală, într-o
Aia, cupa aia care venea pe nori, a patra cupă din patru de cupe care venea pe un nor și era frumos și credeam că e frumos și vine cineva și ne sparge cupa aia. Stai mă, ia hai să spargem iluzia asta. Hai să vedem adevărul. Hai să venim cu picioarele pe pământ, să ne trezim, egal a deschide ochii, prin asta ai învățat, de aia a apărut marele preot, experiență de viață, înțelepciune. Și asta te ajută să crești. Și în completare a apărut această carte numită Dumbrava. Și asta este într-o Dumbrava aici, dacă te gândești bine. E un om într-o pădure, retras, departe de lumea dezlănțuită, nu mai vrea să audă de nimeni, egal singurătatea de care păziceam. Poate da, o vreme, ieșirea din obsesie, toxicitate, minciună, iluzie și toate celelalte, poate să însemne și izolare, o singurătate asumată. Pentru vindecare, pentru odihnă, cum zice această carte. Odihnă și rejuvenare, revigorare, la urma urmei. Eu îmi încarc bateriile o vreme. Și când voi fi reîncărcat, iau sabia în mână și reconfigurat, o iau de la capăt. Un nou început. E trezire spirituală, clar. Și am extras și două carduri în completare la toată povestea asta. Și vă vorbeam la un moment dat de trecut, de desprindere de trecut, omul ăla care nu se mai uită înapoi. Pe principiu, fie ce-o fi, vreau ceva nou și sunt pregătit de ceva nou, că cineva acolo sus mă ghidează. Și este această carte foarte interesantă care zice: puterea se află în momentul prezent. Unde e cartea cu trecutul? Aici. E trecutul, da? El nu se mai uită. Se uită undeva în zare că e un viitor. Lasă un trecut în spate, cum zice aici, desprinde-te de trecut. Te elibereze situațiile sau energiile stagnante. Trecutul, nu? Trecutul e în spate, viitorul e în față, dar ce trăiește omul ăsta, voi, e în prezent. Contează prezentul. Contează să-ți asumi prezentul. Și în prezent cer ajutorul, în prezent mă odihnesc, în prezent mă rup de toate, în prezent iert trecutul, ca odată reconfigurat cu asul de spate care devin eu acum, liniștit, de-aia e și Dumbrava, Dumbrava dă senzația de liniștire, de vindecare, de izolare, de retragere, de găsire a liniștii mele interioare. Asta o fac acum în prezent. Indiferent cât înseamnă prezentul. Vedem ce scrie pe spate. Trecutul s-a dus și nu are nicio putere asupra mea. Pot începe să fiu liber în acest moment. Gândurile de astăzi îmi creează viitorul. Sunt la conducere. Îmi recapăt acum puterea. Sunt în siguranță și sunt liber. Tocmai vă ziceam că această carte spune că trebuie să las nevoia mea de control. Dar totuși mă las dus, ajutat, susținut de echipa mea din zona spirituală, dar sunt eu la volanul, eu sunt la conducere, cum zice această carte. E timpul să lăsați ceva în spate, e timpul să nu vă uitați deocamdată încotro mergeți, probabil nu contează viitorul. Despre viitor probabil vom vorbi în altă etalare. Acum, ușa asta trecutului se închide, că îmi dau seama că acolo e iluzie, e blocaj, e stagnare, e neajutorare, e disperare, e singurătate, o grămadă de lucruri las în spate și aici închid ușa trecutului, mă vindec eu aici și acum, puterea se află în momentul prezent și într-o zi când voi fi renăscut, eliberat, lucid, cu experiență, cu lecția învățată, convins că face parte din cursul vieții mele, clar că mă voi gândi și la viitor. Pentru că ce fac eu acum îmi va construi viitorul. Gândurile de astăzi îmi creează viitorul. Nu vă gândiți încotro mergeți. Lăsați-l. Viitorul lăsați-l acolo, că vine. Tot acest ajutor, susținerea asta care vine, vă va ajuta
Vă va duce, pardon, că ajutorul nu vă ajută. Acest ajutor vă duce către viitor, dar deocamdată contează ce trăiți în prezent. Că totuși, iată, este o altă carte. Creează-ți un vis frumos. Rupe-l pe ăla vechi, că e iluzoriu, că e stagnant, că e toxic, că n-ai obținut nimic. Vedeți și prima etalare. Te-ai convins că nu-i nimic acolo. Vindecă-te. Recuperează-ți puterea acum în prezent, cum zice că trecutul nu mai are nicio putere asupra mea. Și după ce voi fi din nou remontat cu asul de spade în mână, sunt pregătit să-mi creez un vis frumos. O să vedem ce fel de vis. Cuvintele tale pot crea cel mai frumos vis posibil, dar la fel de bine pot distruge totul în jurul tău. Cuvintele. Arhanghelul Gabriel, nu uitați lucrul ăsta. Cuvintele care țin de gemeni. Deci cuvintele tale pot crea ceva frumos sau cuvintele tale pot distruge? Impecabilitatea cuvintelor creează exclusiv frumusețe, iubire și raiul pe pământ. Deci sunteți în momentul ăla aici, în prezent, în care vă manifestați un viitor frumos, un vis frumos, prin ceea ce, unu, gândiți, doi, spuneți, asul de spade, care țin de comunicare, de gândire, gândul pe care îl transpuneți în cuvinte. Cuvinte de lumină, cuvinte frumoase, cuvinte de susținere, cu afirmații, cuvinte pozitive, cuvinte înalte, că de-aia e și cartea Higher Self, sinele superior, vibrația, ridicați vibrația, ia cât cum vă ridică vibrația. Omul ăsta la pământ nu e un om, e suportul vostru, experiența de viață, ghizii voștri spirituali, dar contează că acest om înalță femeia. Uite-o aici, higher, e mai sus de nivelul pământului și aici e deasupra pământului. Aceeași femeie, aici e ținută pe brațe, aici e în sanie, nu? Iar aici e deja sinele superior. Și tot ideea de deasupra este legată de această carte care zice ajutor de deasupra. Și poate chiar și această carte, Luna plină însăgerător, tot de deasupra vorbește, tot de ceva superior. Sunteți într-un moment de deșteptare, că de aia toate privirile sunt în jos, da? Ați văzut, toți ochii privesc în jos. Ridic ochii, acum în prezent ridic ochii și pe urmă îi voi ridica și deasupra mea. Să cresc, să evoluez, să înaintez. Vindecați-vă trecutul ăsta, nu mai lăsați ochii în jos, nu mai vedeți vibrația joasă, că privind în jos, rămâneți în vibrație joasă, cuvinte joase, suferințe, toate alea negative, sau nici măcar negative, vibrația joasă, căutați un pic, sunt pe internet, găsiți peste tot vibrații joase, cuvinte sau sentimente sau emoții de vibrație joasă și emoții, sentimente de vibrație înaltă. Duceți-le către vibrație înaltă, veți vedea că este un prag la un moment dat, care deja e pe frecvență cu plus, plus, plus. Pe când sub pragul ăla deja sunt pe vibrație minus. De aia privesc toți oamenii ăștia în jos. Nu cumva trăiți într-o vibrație joasă, nu cumva vedeți ce n-a mers, ce toate alea rele. Dar vă ridică cineva vibrația sau voi trebuie să vă ridicați vibrația. Nu uitați că spunea una din cărți, ești la conducere. Deci de tine depinde ce cuvinte spui. Cum ziceau și aici, cuvintele te pot înălța sau cuvintele te pot distruge, nu? Cuvintele tale pot crea cel mai frumos vis posibil, dar la fel de bine pot distruge totul în jurul tău. Deci aveți grijă, unu, ce gândiți, doi, ce transpuneți în cuvinte și de aia vine acest arhanghel Gabriel, care este un arhanghel al comunicării, egal chakra a cincea. Ai grijă ce exprimi, ce spui. În ce vibrație, în ce tonalitate, în ce lumină spui cuvintele. Vă tot spun lucrurile astea de zeci de ori și parcă nimeni nu mă aude la un moment dat. Un cuvânt negativ mă ține în vibrație joasă. Eu nu sunt fericit, alea. Eu sunt singur, eu sunt neajutorat, exact. De aici am pornit, țineți minte. Neajutorat și disperat și singur și vai de steaua mea, nu? Dar tocmai asta mă îndeamnă toate cărțile, ridică vibrația, sus, ia uite ce frumos, e aceeași carte, unde este Higher Self, uite, aici femeia asta ține o inimă în palme, o inimă care radiază lumină,
Și aici, deja, aceeași femeie, e, inima este integrată și radiază lumină. Dar deja a ridicat ochii. Uite cum zâmbește, uite cât de sigur este. De ce? Pentru că palmele astea, inima asta a primit vibrație înaltă, cuvinte frumoase. Și de aia contează, puterea se află acum în prezent. Gândurile de astăzi îmi creează viitorul. Cuvintele de astăzi îmi creează viitorul. Afirmații, cuvinte pozitive, cuvinte care scot negația, cuvinte, vocabularul trebuie să fie de pe vibrația aia de la primul plus în sus. Eu am, eu pot, eu știu, eu reușesc, eu mă ridic, eu sper, eu orice. Contează ca prezentul să-l văd în culori, lumini pozitive, dacă vreau ca viitorul să fie pozitiv. Dacă stau în continuare cu ochii în jos, nu se schimbă nimic. Rămân în zona aia de toxicitate, de iluzie, de nimic nu-mi convine, de helpless and hopeless, neajutorat și disperat. Aveți un vehicul, un instrument la dispoziție și ăsta este Jupiter în Gemeni, care vă va picura cuvinte potrivite. Exprimați-vă, da, comunicați în vibrație înaltă. E o chestiune de experiență, de, nu de experiență, de antrenament, da. Practicați gândirea pozitivă, practicați cuvintele pozitive. Nu, uneori, da, toți ne lăsăm furați de eu nu pot, nu, abandonez. De ce? Avem toate ajutoarele din astral, avem toate vehiculele la îndemâna noastră să schimbăm viitorul începând din prezent. Cum să am eu pretenții în viitor să fiu fericit, bla bla bla, toate celelalte, dacă prezentul, și nu mai spun de trecut, îl trăiesc în toxicitatea negațiilor, nu poturilor, nurilor mele, personale, convingeri limitative. Trebuie să ieșim, să ieșiți, să iasă oricine din vibrația acestor două cuvinte, neajutorat și deznădăjnuit. În momentul când vă veți baza pe ajutor din astral și veți spera din nou, atunci veți fi pe cursul firesc către viitorul ăla pe care vi-l scrieți, cu fiecare cuvânt pe care îl spuneți, cu fiecare gând pe care îl emiteți, dar și cu fiecare schimbare pe care o faceți. Și vă doresc succes! Dacă ați deschis cea de-a treia variantă asociată trandafirului alb sau culorii verzi, cristalul verde sau carte de culoare verde, sau dacă vă regăsiți în aceste 11 de date de naștere, zile de naștere, indiferent de lună, zodie sau an, dacă v-ați născut pe 26, 31, 13, 4, 16, 8, 9, 20, 10 și 6 și a mai rămas una și 29, aceasta ar putea fi etalarea voastră. Dar știți ce cred eu? Că este episodul 3 al celor două etalare anterioare. Prima etalare ne-a pus în temă, a doua a fost desfășurarea acțiunii și deja a treia variantă este finalul poveștii. Cât tare cred că se leagă una de alta. Și acum parcă se face lumină. Pe cât de bizar a fost prima variantă, pe cât de tulburătoare a fost a doua, pe atât de luminoasă este a treia. Și de-aia simt eu că e deznodământul, dar ăla bun. Schimbările pe care eventual le-ați făcut la a doua variantă, deja dau roade. Deja viitorul sună bine. Vă spuneam acolo că încep de obicei etalările cu cărțile cu oarecare energie negativă. Adică mai triste, să zicem așa. Și nu prea sunt.
Nu prea sunt. Hai să zicem că singura, da, singura carte cu iz negativ este aceasta, dar nici măcar aceasta nu e atât de rea. Și se numește Îndoială. Vă spuneam în etalările anterioare că e timpul să schimbăm locul și norocul, să schimbăm solul, să punem altă sămânță, să schimbăm vibrația cuvintelor, să trecem pe altă frecvență, de la vibrație joasă la vibrație înaltă, să cerem ajutor din astral. Și probabil mulți ați fost în, ascultând primele două etalări, ați strâmbat din nas. Ai, lasă-mă! Îndoială, nu? Suspiciune. Ce prostie spune și asta. Bun, eu nu sunt altceva decât un traducător al unor mesaje de sus. Nu e obligatoriu să rezonați întru totul. Încât dacă n-ați rezonat la prima, n-ați rezonat la a doua, poate să rezonați la a treia sau deloc. Poate nimic din ceea ce spun eu aici nu vă reprezintă. Viața voastră e bine mersi, e luminoasă, e strălucitoare și așa vă doresc să fie. Da, strălucitoare este și această etalare. E, unii sunteți în faza aia de dubiu, îndoială. Că și în prima și în a doua etalare erați în situații de astea de oare, să o fac, să nu o fac, să plec, să nu plec, e la stânga, e la dreapta. Dar dubiu ăsta vă aduce în faza asta. Întrebându-vă, căutând, învățând, lăsând trecutul în urmă, vă spuneam acolo la un moment dat că trebuie să pleci dintr-un loc, trebuie să abandonezi trecutul și să trăiești în prezent pentru a pregăti viitor. E deja pregătit viitor. Aici este cartea Pragul. Ce este pragul? E momentul ăla când stai în, nici în spate, nici în față, nici în trecut, nici în viitor, nici în camera din spate, nici în camera din față, stau în prag. E, unii sunteți așa în faza aia de nici n-am încheiat-o cu trecutul, dar nici nu sunt pregătit să încep ceva nou. Dar tocmai asta veți face. Sunteți gata să alegeți. Sunteți gata să treceți pragul. Și după ce veți trece pragul, da, cu îndoielile de rigoare, cu fricile de rigoare, cu tot procesul mental al primelor două variante din etalare, deja după prag treceți podul, nu numai pragul. Da, uneori podul, iată, că așa se și numește cartea, trecerea podului. Ce este podul? Este legătura, puntea de legătură între o etapă de viață și altă etapă de viață și de-aia voi ați stat așa cu un picior pe pod. Să o fac, să nu o fac, sau sunteți acum în faza asta. Stați cu un, exact cum este această imagine, cele două picioare, dar încă în prag. Mai să o fac, să nu o fac, să trec, să nu trec. Și treceți. Că de-aia se și numește cartea Crossing Bridges, trecerea podurilor, că aici e poduri la plural. Cine știe câte etape vechi se încheie și alte etape noi încep, dar voi sunteți pe podurile astea de legătură. Și cartea zice, este timpul să te vindeci, să te reconectezi la oameni, să te integrezi și să te eliberezi de trecutul ăla, de țărmul pe care îl lasă în urmă. Țărm care apare și în prima și în a doua etalare. Eu vostru de până mai ieri apare și în prima și în a doua etalare. Mă rog, variantă de etalare. E deja treceți podul. Deja ați făcut pasul. În a doua etalare, finalul vorbea de creează-ți un vis nou. Ia cătă, deja se naște visul. Deja a apărut cartea Dreams și nu Dream, Dreams, vise. Deci omul acela care a avut curajul să treacă peste dubii, fricile lui, că asta înseamnă dubii. Și interesant ce scrie pe această carte. Mă eliberez de nevoia de a ști toate răspunsurile. Controlul ăla. Ce trebuie să le știi pe toate? Nu uitați ce am spus în a doua etalare, dacă ați văzut-o. În a doua etalare am vorbit, lasă-te ajutat. E, când nu te lași ajutat, tu vrei controlul și să le știi pe toate. E, într-un astfel de moment, vă lăsați un pic la voia
ajutorilor din astral, ghizii spirituali și îngeri, arhanghele și așa mai departe, pentru că ei vă duc acolo unde cred ei că vă e mai bine. Uneori noi o ținem pe noastră, nu, Doamne, asta e drumul meu, dar care nu e obligator să fie la bun. Și asta e pentru că vreau eu să știu toate răspunsurile. Eu merg pe drumul meu. Eu pe asta mi l-am setat. Minunat să avem voință și mergem și pe voință proprie, de multe ori în viață, că nu suntem ghidați așa ca niște marionete. Dar dacă tot am ajuns la o concluzie, conform primelor două etalări, că nu sunt bune acele drumuri pe care am rătăcit, ia să mă las eu un pic ghidat de ghizii mei spirituali, că ei știu mai bine unde mă duc. Și iată, ei deja mi-au dat puntea asta. Treci, zice ghidul nostru spiritual, treci pragul. Cum am zis acolo, există un prag acolo între lucruri de vibrație joasă și lucruri de vibrație înaltă. Treci în vibrația cealaltă, treci dincolo. Lasă trecutul acolo și du-te unde vezi cu ochii. Și aici și această carte, care a ieșit și la a doua etalare. Aici se numește detașare. Acolo era desprindere de trecut. Și pe carte scrie: te eliberezi de vechile modele și idei care nu mai servesc idealurilor tale celor mai elevate de iubire. Asta înseamnă podul. Mă detașez de ce las în spate, că așa apărea și în a doua etalare. Ce a fost, a fost. Nu mai sunt cel de odinioară. Nu mai stau în zona aia neputincioasă și neajutorată și în nurile mele. Eu sunt nenorocos, nefericit, puncte. Mă eliberez de vechile modele și idei, că așa am crezut eu, că sunt neajutorat și neputincios și nefericit. Și trecând dincolo de prag egal pod, începe viața nouă. Dincolo de pod sunt visele mele cele noi, pe care eu mă apuc să mi le construiesc, că doar nu mi le construiește nimeni. Și iată ajutoarele de care vă ziceam. Acolo, țineți minte, am zis ghid spiritual, Arhanghelul Gabriel, erau ajutoare, echipa de suport, aia care vă țineau pe brațele lor să depășiți momentul. Și iată, sunt alături în continuare îngerii din toate direcțiile. Sunt patru arhangheli de bază și chiar așa există un fel de rugăciune în care cerem ajutorul celor patru arhangheli. Arhanghelul Mihail, Rafael, Gabriel și Uriel. Aceștia sunt cei mai importanți și care sunt în aceste patru direcții. Unul în față, unul în spate, unul înainte, unul în dreapta și unul în stânga. Ba, chiar încă doi deasupra și de desubt, dar aici e vorba de cei patru, și care ne susțin dacă deschidem brațele, ridicăm brațele și spunem ajutor. Vă spuneam în a doua variantă de etalare că personajele din etalare priveau foarte mult în jos. Iată, eu vă spuneam acolo, ridicați ochii, și ia uite cum ridică ochii omul ăla. Și mai mult decât atât, vă spuneam acolo de ochii închiși, de ochii care privesc în jos. În momentul când ai trecut pe vibrația cealaltă, ai trecut pragul, iată că e greu să treci pragul. Cum să gândesc eu pozitiv când eu toată viața am gândit negativ? Cum să spun că pot dacă toată viața n-am putut? În momentul când aveți curajul să treceți pragul ăsta de care vă îndoiți, eu nu pot. Cine zice că nu puteți? Când veți trece pragul, se schimbă lumina. Din omul ăla supărat, cu ochii în jos, îngenunchiat și așa mai departe, în somn, în hibernare, uite cum renaște. Aici e un om cu brațele în sus către cer, primind ajutorul celor patru arhangheli, îngeri, și aici se numește tot o femeie care tot cu brațele larg deschise emană lumina. Și țineți minte și două din cărțile din etalarea a doua emanau lumină. E deja femeia asta emană ea lumină. A primit lumină de sus și renaște și strălucește. Ba, cuvântul strălucire am folosit și în etalarea numărul 2. Este cartea Soarele din Arcana Majoră, Soarele din Tarotul Clasic, 19. Lumină cât cuprinde, fericire, redescoperirea voastră, recăpătarea tuturor puterilor,
Și acolo era un as de spade, iar aici e și cartea New Beginnings, Noi Începuturi. E, dincolo de prag, când veți avea curajul să treceți, dincolo de pod, când veți avea curajul să treceți, și asta se întâmplă, începe o viață nouă. Iată-o, New Beginnings. Detașat de cel de odinioară, exact cum spune aici, te eliberezi de vechile modele și idei care nu-ți mai servesc. Lasă totul pe țărmul alaltul și treci pragul, dar nu. Dubile asta înseamnă. Ce-o fi după pod? Ce-o fi după prag? Nu mai bine rămân eu aici pe țărmul ăsta, că sunt obișnuit, sunt neajutorat, îmi place uneori să mă plâng, îmi place uneori să nu... să am scuze. Pe când vă spun toți aceștia, treci dincolo. Treci podul. Că podul este vibrația aia nouă, e viața aia nouă. Toți trecem la un moment dat prin viață. Încât, da, o să, dacă m-ați urmărit de-a lungul timpului, tot v-am spus aceste lasă tot și iau de la capăt. Probabil am mai zis-o și în alte etalări. Poate n-ați făcut-o și de aia este repetiție aici ce spun. Poate m-ați urmărit acum 5 luni, acum 7 luni. Și zicea, da, ar trebui să o fac, ziceați voi, ar trebui să plec, ar trebui să renunț, ar trebui, dar n-ați făcut-o. Nu uitați etalarea cu numărul 1, în care apare cuvântul procrastinare. Nu-i momentul. E de aia uneori mesajele se repetă. Nu că n-aș avea eu alt vocabular sau alte cărți, că rare ori îmi ies aceleași cărți. Se întâmplă să-mi iasă și aceleași cărți. Și atunci înseamnă că e clar o insistență acolo a divinității prin mine, să auziți mesajul încă o dată și încă o dată, până când luați măsuri, până când treceți puntea, până când schimbați. Că poate tocmai asta înseamnă dubii. Lasă-o că vorbește și asta, să se afle în treabă. Da, vă spun și peste o lună lucrul ăsta, v-am mai spus și acum 5 luni. Și ia uite-o. Nu întâmplător am zis cuvântul ăsta. Că v-am mai spus, repetat, a ieșit cartea Repetiție Mentală. Iar și iar și iar și iar. Că așa învățăm. Da, suntem la o școală, inclusiv greșelile pe care le facem, până nu le facem de 7 ori, n-am învățat din ele. Greu de crezut că greșim o dată și am luat măsuri. De obicei cădem în nas de mai multe ori până când învățăm ceva din astea. Și au ieșit două cărți de școală. A ieșit cartea Teaching. Și iată și copacul, vedeți prima etalare în care apare ca simbol copacul, teaching, deci ni se dă o lecție, cum? Prin repetiție mentală, aceeași greșeală, sau același stimulent, aceeași etalare pe care vi-o ofer eu, și pe această carte, care tot o carte a școlii, înțelepciunii, învățării este. Este o femeie pe fondul feței sale, sunt tot felul de manuscrise, dar important este acest călugăr budist, să zicem așa, care trece prin fața ei. Această persoană are nevoie de un îndrumător și nu uitați etalarea numărul 2, unde spuneam că e plin de ghizi spirituali, de susținere, de ajutor, de avem instrumente de învățare. Și iată, poate spre asta vă îndeamnă această etalare, dacă nu deja o faceți. Învață, copile, spune Universul. Crești, că așa înveți, prin școală. Iar Jupiter în gemeni, ce este? Școală, informație. Așa spune și această carte. Comunicarea este cheia, dar zona gemenilor nu este doar comunicarea, este și școala. Inclusiv undeva pe parcursul lunii mai are loc faza de lună plină în săgetător egal educație, învățământ, școală, înțelepciune, cunoaștere. Și gemenii și săgetători sunt o axă a cunoașterii, încât vi se spune, n-ai încredere, învață. N-ai încredere în acvaria care spune ce spune aici, du-te tu pe propriile tale căutări. N-ai încredere în gurul tău, du-te tu pe propriile tale căutări. Dar poate unii aveți un astfel de îndrumător, un preot cu care discutați, un părinte cu care discutați. Aici, iată, femeia are un îndrumător în față care îi arată o cale, studiind,
aici e un copil, vedeți copilul, care are alături un bunic. Și dacă vedeți etalarea numărul 2 și acolo apar susținători la greu, și aici din nou un copac. Înțelepciunea bătrânului învață sau ghidează drumul copilului, pentru că dincolo de prag sunteți ca nou născut. Din multe puncte de vedere, o luați de la capăt și învățați din nou. Trebuie să aveți și cum, prin repetiție, repetiție mentală, zice această carte. Vă spuneam de afirmații, cuvinte pozitive, încât e un antrenament pe care trebuie să-l faci. Nu o să putem transforma cuvintele de vibrație joasă în vibrație înaltă peste noapte. Dar repetat, afirmații, 21 de zile, scripting, vă ziceți dimineața, seara, încă o dată și încă o dată, vă controlați cuvintele. Auleu, am spus sunt singur. De azi nu mai spun că sunt singur, sunt în căutarea partenerului potrivit. N-am bani. Resursele mele momentan sunt limitate, dar sunt pe calea cea bună către prosperitate. Orice cuvânt, frază negativă, uite așa poate fi întoarsă în vibrația cealaltă. Prin repetiție mentală, egal școală. Nu uitați, școală. Predare. Și tot ce trăiți, iar și iar și iar, e școală. Școala vieții. Fasad. De ce a fi ieșit această carte? Fațadă. Da. Luna gemenilor se știe că are o anumită mască, dualitate. Sunt doi într-unul, nu? Și poate a depăși suferința, să zicem, sau cel de dinainte, cum zice această carte, te eliberezi de vechile modele și idei. Deocamdată în zona asta de pod, încă nu mă hotărăsc care sunt, ăla vechiul sau ăla nou. Sunt în reconfigurare, nu? În renaștere, parcă mă remodelez. Nu mă pot remodela imediat. Ei, deocamdată pe pod am o mască pe față. Nu sunt nici ăla vechiu, nu sunt nici ăla nou. Sunt așa, un melanj între vechi și nou. Dar într-o zi voi da jos masca asta și mă voi arăta pe mine cel adevărat. Deocamdată nu m-am hotărât. De asta un prag, să o fac, să nu fac, să mă schimb, să nu mă schimb, să gândesc pe plus sau să rămân, să gândesc pe minus, să strălucesc sau să sting lumina, ce să fac? De aia dubire, nu? Dar cineva avea curajul, studiind, să dea masca jos, mască, fațada, poate să fie eu-ul vostru ăla vechiul, cum zice această carte. Te eliberezi de vechile modele și idei care nu mai servesc idealurilor tale, celor mai elevate de iubire. Exact ce v-am spus, elevat, higher self, vibrație înaltă. Deci clar că noi am venit pe lume să creștem, să evoluăm, să mai facem un pas mai sus. Dar uneori rămânem într-o vibrație joasă, dar care nu ne reprezintă și asta înseamnă fațadă. Dă jos masca aia, va spune Jupiter în gemeni. Nu ești tu ăla pe care, ăla plângăciosul, ăla neajutoratul, ăla negativistul. Nu ești tu ăla. Tu ești de vibrație înaltă. Tu ai un sine superior care îi zâmbesc ochii și îi zâmbește inima și strălucește. Toți am venit pe lume să strălucim, nu să stăm în întuneric și în planul 2. Evident, schimbând vibrația. Trăind în vibrație joasă, tot asta emanăm. Trăind în singurătate, acceptând singurătate, voi fi singur toată viața. Trăind în nu am, voi păstra nu am toată viața. Universul ne dă exact ceea ce îi spunem noi. De ce, Doamne, sunt singur? Da, ești singur, spune Doamne. Nu trebuie să păstrăm energia acestor cuvinte. De noi depinde să schimbăm, să trecem podul. De la alea neelevate la alea elevate. Podul e mai mult decât un pod, e o scară, ce să mai vorbim. E un pod care ne ajută să urcăm pe un alt nivel de vibrațional. Și trebuie să avem încredere, iată. De la dubiu la încredere nu e decât un pod.
în spate las dubiu și în față am încredere. Nu? Ca să înțeleg, sunt antonime. N-am încredere egal dubiu versus am încredere, alung dubiu. Dubiu ăsta s-a dus și rămâne încrederea. Dincolo de pod, în momentul când voi fi din nou, voi da jos, mă voi detașa de dubiu, încrederea mă va ajuta să strălucesc. Hai să fim serioși, un om care n-are încredere, n-are curaj să-și deschidă brațele așa și să strălucească. Un om plin de dubii stă închistat, nu? Stă închis în el, stă cu ochii în jos, exact în etalarea numărul 2. E momentul când am încredere în ajutoarele mele, în înțelepciunea mea, în drumul pe care merg, tot în etalarea numărul 2, atunci voi fi momentul în care deschid brațele și zic da, da, soarele înseamnă energia renașterii, energia vieții. Iubesc viața, cum zicea a doua etalare. Wow! E, cei dincolo de pod, de tot ce vă trebuie, ai și cartea aceasta. 8, arcana majoră 8 din tarot, numită puterea acolo. Leu, nu? Energia încrederii. Leu, care este guvernat de soare, una din valorile leului, pe lângă lumină, putere, toate celelalte, este încrederea, încrederea în el. Trebuie să abordăm atitudinea de leu, chiar dacă intră Jupiter în gemeni, succesul vine abordând această atitudine de leu, încrezător în el, stimă de sine, strălucire, pot. Aici este leu și aici este tigru. Uite. Două animale puternice de numai. Aici este un tigru și aici este un leu. Deci avem puterea leului și puterea tigrului pentru a renaște. Dincolo de pod, evident. Greu e să treci podul, greu e să deschizi ușa și să treci pragul. Nu, stau acolo în zona aia de pisicuță, că sunt mai în siguranță. Nu. Iar aici avem și înțelepciunea bufniței. Ia că tot. Avem și o bufniță. Încă un animal totem. Ce e dincolo de pod e... Încă un animal. Ia că-te-l aici. Aici cartea se numește regenerare în natură, dar important e ce apare aici pe... E un păun. Păunul, leu, tigru nu vă inspiră mândrie, orgoliu, încredere de plină. Păi dacă n-are păunul încredere în el, nu știu cine are. Dacă n-are leu încredere în el, nu știu cine are. Nu mai spun de tigru. Deci astea sunt, nu sunt defecte. Nu sunt păcate, cum zic unii, că vai, mândria este. Nu, să fii mândru de tine. Nu mândru că mă înfoi în pene și ce tare sunt. Mândru de cel care devin dincolo de pod. În momentul când voi avea curajul să las în spate energia aia, cum zice aici, vechile modele și idei egal dubii, dubii în mine, neîncredere în mine la urma urmei, cum? Repetând. Ba da, pot, ba sunt grozav, ba sunt minunat. În momentul ăla voi primi calitățile astea ale leului, ale puterii, ale încrederii, dar care este o școală și asta și voi deveni încrezător în mine, strălucitor, puternic, putere, strălucire. Mamă, ce virtuți minunate! Crescând, învățând, mă duc la școală, învățând pe pielea mea, făcând ceva, că de asta e și cartea Marea Preoteasă a Focului. Foc egal acțiune, egal activitate, egal energie implicată în ceea ce vreau să obțin. Nu stau și dorm. Asta stăteam și dormeam în etalarea cu numărul 2. Dar suna o trâmbiță, țineți minte că acolo apărea, deșteaptă-te, acționează, ai încredere, ai încredere în tine, cel care devii după pod, după ce reușești să treci pragul, că deocamdată stați în prag, ajutat de toată echipa aia de suport din astral, fii sigur că acțiunea ta duce la renaștere, la succes. Și iată, cărți de succes. Soarele, carte de succes.
noi începuturi. Clar. Dincolo de pod. Visele astea, care prin contur, puterea pe care acum vă încărcați bateriile, exact ca în etalarea numărul 2, vi se încarcă bateriile alea de energie pozitivă, ca dincolo să vină trei cărți minunate. Apreciere. Celebrare, sărbătoare, trei de cupe. Ia că te dați de băut când veți ajunge acolo unde trebuie. Și nouă de cupe, care este cartea viselor împlinite. Aproape 10. 10 de cupe e cartea fericirii de pline. Da. E dincolo de pod. Aici zice regenerare natură, dar cred că mai degrabă păunul ăsta e cel care mi-a atras mie atenția. Plus copacii. Vă uitați la prima etalare unde elementul copac este foarte important. Voi vă udați copacul, iată, femeia din centru e o, ca o fântână. Din cupa ei de acolo curge apă. Ea, de fapt, se încarcă pe ea. Ba chiar și în etalarea numărul 2 apărea ideea de regenerare, rejuvenare, revigorare. Deci sunteți la faza de recăpătarea forțelor. Că e natură, că nu e natură, nu contează, dar îi se umple acolo niște cupe, cupe cu care veți da de băut, iată, aceste trei cupe, pline. Și în spate este un trofeu, așa pe fondul acestei cărți se vede conturul unei cupe, cupa campionilor, nu? Egal apreciere, egal trofeu, egal premiul întâi, egal diploma de onoare. Cum se termină o școală? Cu o diplomă, cu coroniță, flori, buchetul de flori, celebrarea, școala asta prin care treceți, ia cât-o profesorul și cartea studiului, copacul ăsta când o să prinde rădăcini, crește, dă rod, nu știu ce, de fapt primește diploma. N-am vorbit de această carte. Numită Furtuna și Neașteptat. Elementul surpriză. Sigur că viața ne mai trântește și când ne e lumea mai dragă. Mai cădem și în nas. Dar aș lega de fulgerul ăsta care se vede. Iluminare, soare, lumina care dă buzna în viața voastră și aici e multă lumină. Ia uite-o. Stai că mai era lumină pe undeva. Aici, soarele, lumină. În etalările anterioare, tot lumină. Ba chiar și un fulger apare pe undeva. Deci tot ce trăiți acum, școala vieții, este iluminare. Străfulgerare, ce să mai vorbim. Toate probele prin care vă trece destinul e școală. Da, uneori mai vine și fulgerul în calea noastră. Uneori ne mai dărâmă și șandramaua, ne mai arde și casa, metaforic vorbind. Dar astea sunt lecțiile. Uneori așa învățăm. Nu prea învățăm cu bombonele. Dacă avem bombonele pe masă, nu știm că viața nu e doar dulce, că mai ești amară, că mai ești sărată, că mai ești acră. Nu putem trăi doar într-o grădină de trandafir ca aici. Putere, apreciere, sărbătoare, strălucire, când totul a pornit de la dubiu, neîncredere. Încredere. Deci vedeți, totul de la singura carte negativă, egal dubiu, totul duce către zona asta. Și uneori, iată, poate legăm dubiu, fulger, încredere. Uneori, așa, hodorong, tronc, intervine în viața noastră o lecție de viață, încât putem să trecem dincolo. Se poate și invers, da? De la încredere, fulger, trecem la nu mai am încredere. Cam așa lucrează uneori universul. Ne mai trântește și câte una. Dar totul face parte din școală. Și poate după un astfel de fulger neașteptat îmi vine mie ideea astul ăla de spade din etalarea alea numărul 2 să o iau de la capăt. Să trec podul. Îmi arde, metaforic vorbind, casa pe fostul țărm,
eu-ul meu de dinainte s-a terminat, n-am să stau acolo să culeg cenușa. Mi-am luat bocceluța și am trecut podul dincolo, unde o iau de la capăt, noi începuturi, ăla nou, ca și cum ăla vechiul n-a fost, iau de acolo doar ce m-a ajutat să cresc, să învăț lecțiile, iau după mine lecțiile, dar nu mai iau ce zice aici, vechile modele și idei, ale le las acolo. Au ars odată cu fulgerul care mi-a dărâmat și-a îndrămama, odată cu recoltele de etalarea numărul 1 care n-au ieșit, semințele alea neprofitabile, nefertile. Cu siguranță, dincolo de pod, o iau de la capăt. Și iată, în completare am și aceste două carduri. Prima carte zice, sunt flexibil și curgător, let go, accept ce vine și zice, sunt deschis la nou și la schimbare, adică și dincolo de pod. Fiecare moment îmi oferă o nouă și minunată ocazie de a deveni mai mult din ceea ce sunt. Curg cu grație și ușurință împreună cu viața. Curg. Trec podul. Nu stau dincolo de prag în frică. Ia cătă, dincolo de prag unde sunt eu acum, e întuneric. Vedeți? Dar dincolo, dacă are curajul, e foc, e lumină, e culoare. Da, e și foc, da, te mai și arde la un moment dat. Și aici, ia cătă, seamănă, nu? În zare, acolo e cam aceeași culoare cu ce se vede dincolo de prag, dar e greu să treci dincolo de prag, asta este. Că pragul îți oferă zona aia oarecum de confort, zona de confort, Jupiter în Taur. Stai aici că e mai bine, zice Jupiter în Taur. Ai strictul necesar? Am. Dar poate unii nu vrem strictul necesar, poate nu suntem mulțumiți cu energia unui Jupiter în Taur, noi vrem mai mult. De-aia zice, sunt deschis la nou și la schimbare, flexibil și curgător, exact energia gemenilor unde intră Jupiter acum. Jupiter în gemeni va fi flexibil și curgător, versatil, maleabil, cum bate vântul și așa, și așa, nu cramponat precum a fost un Jupiter în Taur, ba chiar și un Jupiter în Berbec acum un an, când Jupiter în Berbec era foarte încăpățânat. Eu așa vreau. Calea asta e. Flexibilitatea gemenilor înseamnă îmi găsesc cea mai bună variantă. Și pe aici, și pe aici, și pe aici. Mai schimb locul și norocul dacă văd că acolo unde am încercat eu să plantez copacul n-a mers. Mai caut și alte variante. Și de-aia zice această carte. Sunt deschis la nou și la schimbare. Un pic de aer proaspăt în viață, nu? Exact energia unui Jupiter în gemeni. Și vă spuneam de toate minunile astea ale leului, leu, focul, aprecierea, strălucirea, visele împlinite, trofeul, cupa, vi le-am arătat deja. Iată și coroana. Cea mai bună versiune a voastră, regele din voi, higher self-ul ăla, sinele superior spre care tindem cu toții. Onorează-te pe tine însuți, spune-ți tu, coroana, meriți mai mult, poți mai mult, există mai mult. Și pe spate, onorează bărbatul sau femeia care ești, asumă-ți riscul de a-ți manifesta visul. Unde e visul? Uite visele. Asumă-ți riscul de a-ți manifesta visul. A acționa înseamnă a trăi plenar și a te exprima pe tine însuți. Ați manifestat visul, am mai spus lucrul ăsta, dincolo de fostul meu eu. E un nou eu, mult mai puternic, strălucitor, toate alea. A acționa, ce am zis, trebuie acționat, regina, sau mai bine zis, marea preoteasă a focului, care înseamnă acționează, ia cătă focul. Te arde ceva. Dacă vrei să renaști, poți renaște chiar și din propria cenușă după ce ai ars. A acționa înseamnă a trăi plenar și a te exprima pe tine însuți. V-am vorbit de exprimare și comunicare și a fi tu însuți de câteva ori până acum. Deci ăsta de aici, care strălucește, sunteți voi. Ăla care a dat jos haina de fațadă, a dat jos haina în care a trăit ăla de dinainte, că nu se mai regăsea și abia după ce a dat haina aia de dincolo de pod, a lăsat-o înapoi acasă,
în fostul lui apartament, acolo și-a lăsat fosta haină și dincolo de pod, în noua viață, ăsta este. Strălucitorul, luminosul, coloratul, încrezătorul, apreciatul, fericitul, etc. Dar cel de dinainte pe care l-a lăsat în spate nu era el cel adevărat, exact cum zice această carte. Exprimă-te pe tine însuți, indiferent ce înseamnă a te exprima pe tine însuți. Nu jucați roluri de fațadă, că așa cere cu tare, că așa dau bine, că nu pot altfel. Indiferent ce înseamnă eu vostru. Original, fiți voi înșivă. Puneți-vă coroana prin ceea ce reprezentați. Fiți puternic prin ceea ce sunteți. Bun, rău, ăsta sunteți, dar scoteți-l la lumină. Și urmați-vă visele, exact cum zice această carte. Visele sunt dincolo de pod. Aveți curajul să treceți podul? Aveți curajul să dați haina vechiului vostru eu și să îmbrăcați o haină de lumină, de vibrație înaltă? Dacă nu aveți încredere, evident, veți rămâne pe țărmul din spate. Dar cred că a venit vremea să treceți podul.